să fii de prost! Pleacă-ne-i din fața mea! În timp ce scaunul plutește grațios prin curte, cartofii se ard. Ia și întoarce cartofia! Întoarce tu, fie al... Ce tu repede! Tu ce faci? Te-ai ars? Te-ai ars? Fie al... de om! Pune mâna și fă mâncare! Cu ce mai mestec? Nu mai te uite numai la femeie! Să-ți dă femeie de gata să mănânci să te culci? Și căciula! Pune mâna la treabă! Te dai mare tare la neamul tău? Stai cu minte, m-a spart capul cu ăla că-ți dau. Dacă-ți dau cu asta, mori! Pleacă de aici că-ți dau mâna! Du-te, dracu, de aici, de plasă! Du-te, să fii de prost! Te-ai ars? Pune mâna pe o cârpă, prostule, dacă te-ai ars, mă! Să-ți fiu a**u, dacă-ți dau din ei! Hai, hai, fă și tu, eu până acum cum ți-am făcut? Hai, gata! Lasă, facă-mă ca lumea, unde le pui? Acum ai băgat în foc, lasă face! Păi cât să s-o facă? Mă, mă, te arzi, prostule! Prostule, eu sunt prost, dar tu ești proaste că... Te arzi, fii al să fii! Eu gata, sunt prost, sau tu ești? Hai, ia-l de aici, stinge foc! Gata, lasă că s-a făcut! Hai! Stai! Stai că aveam o sticlă de suc! Să iau eu cartofi! Gata! Hai să mâncăm! Cei doi au un meniu ca la carte. Cartofi prăjiți doar pe o parte și îmbălsămați cu suc de portocale. Mănâncă tu mâncatea. Ție îți place să mănânci de cap? Copiii nu mai mănâncă. Mamă, ce bun. Numai tu mănânci. Ajunge, mai lasă și la copii. Aoleu, aruncam mâncare la copii, să fiu. Da. Fii a**e boschetar. Aruncam mâncare la copii, fii a**e. Ce mănâncă copii? Mura ta. Ce mănâncă copii? Mai încet, nu mai zbira atât cât aude lume. Mai încet. Hai aruncă mâncare la copii. Am aruncat, ce vrei? Faci altă. Pleacă de aici. Ce vrei, mă? Stai aici. Încă îți dau în cap. Îți dau în cap. Ce de prost. Pleacă de aici. Pleacă. Pleacă, dă-te de aici. Stai. De ce dai în mine? Pleacă de aici. Pleacă că te bat. A, mă strâng de mult. Ce vrei, mă? Ce vrei? Ce vrei, mă, prostule? Să-ți fie rușine, proastă. Fie să-ți fie. E, dacă nu-ți bag masa asta pe gât să fiu a... Pleacă, fiul, să fii, că dărâm aici. Dacă nu dau... Pleacă de aici, prostule. Te dă la mine. Atât aș știi decât să ne audă toată lumea. Să ne audă. Atât aș știi și în rest nu faci nimic. Pe mine de lumea, parcă lumea îmi dă să mănânc. Nimic nu faci. Ce fac, mă? Tu ce faci? Proastu. Acum este mult mai clar de ce curtea celor doi este plină de tot felul de obiecte aparent inutile. Nu poți arunca în capul celuilalt același scaun zilnic. Așa le-ai lăsat. Așează. Cum le-ai aruncat, așa le-ai lăsat. Așează. Așa știe tot satul. Lasă, tot satul știe, știe toată lumea că sunt. Așa zici mie. Ești cu fusta aia, halalaie după tine. Aoleu, dar cum vrei să umblu? Lambada? Da. Lasă-mă pe mine așa cum m-a lăsat neamul meu, nația da. Mea. Așa, așa sunt ai zis și eu. Păi vrei să ies cu furca? De ce să ieși cu furca? Când a venit ăia cu îmbrăcăminte pe drum, ies cu de furca. De ce? Că e nația mea. Iau furca și te aranjez eu. Tu de ce vorbești cu alții? Tu de ce vorbești cu lumea? Păi da, dar eu vorbesc pe limba mea. Tu de ce vorbești cu neamul tău? Pe limba ta și eu pe limba mea vorbesc. Da, dacă sunt turcoaică, ia și bei, beater. Ce bei? Te sete? Da? Fii al... să fii de prost, bărși pe mine sucul la copii? Bea-o tu. Fii al... să fii dacă, de prost. Păi eu n-am dreptul nimic de în casa asta să fac decât eu. De ce vărși? Nu te da la mine. Du-te, de ce vărși pe mine? Păi... spun tu după mine. De ce că te bat? Mă bați? De ce vărși după pe mine? De ce? Dă-te dracu de aici. Ce vrei, mă? Ce vrei? Ce vrei, mă? Te dracu. Prostule. Eu te țiu în mână până mor de foame. Du-te, dracu, de aici, de prost. Nimeni nu poate ști pe ce se bazează relația dintre Adrian și Aișe, cu atât mai puțin de ce această relație continuă. Eu nu trec așa cu tine. Te las până la urmă și plec copii. Stai să-ți dau toale. Nu, n-am nevoie. N-am nevoie, lasă-le acolo. Na, când vreau eu plec, și pleacă. Să iau alucat. Dacă tot mi-ai zis că pleci. Să iau alucat, ajunge. Dacă tot mi-ai zis că pleci. Tu. Dacă tot mi-ai zis că pleci. Pleacă de aici cu ele. Am zis să le iei să pleci. Cu ele. Ai spălat tu, de așa le murdărești. Stai că ți le leg eu frumos acum și la Constanța. Aoleu, nu mai vreau să plec. Păi, dar n-ai venit de tu cu pământ de la Constanța în trai. De ce? De ce mai leac cu doi? Te rog frumos să nu mai dai. Cu trei copii ce fac eu? N-ai venit tu cu pământ. Astea e alitele, nu? Nu plec. Astea e alitele? Da, e ale mele, dar nu plec. Nu pleci? Nu vreau, da. Atunci te potolești cu gura? Nu mă potolesc, am trei copii, trebuie să le creștem amândoi. Da. Nu numai eu. Acum trai stabătul și asfaltul. Lasă mă în pace, nu mă duc nicăieri, nu mai mă duc. Acum nu mai plec, am copii. Stai că ți le scot eu la poartă. Nu mai plec. Că de ce vorbesc cu neamul meu? Că de ce fac așa? Unde să plec eu acum? Da. Nu mă duc, nu plec. Nu plec, dă-le încoace, nu mai mă duc.
Dă-le încoace, gura ta, dă-le încoace, ce mai fiză. La Constanța. N-ai venit tu cu pământ în traistă de la Constanța. Nu mai mă duc, unde să plec, gura ta, să mă... Mă împinge că te bat, de ce zici așa? De ce zici așa? La Constanța. Nu mai plec nicăieri. La Constanța, nu mai zbira. Aici stau, nu mai mă duc. Nu mai zbira. Unde să mă duc, lasă-mă-mi pace. Și de ce nu faci ordine? În două minute să nu mai văd nimic. Ce să fac? În două minute să nu mai văd nimic. Dar tu ce faci? Eu ți-am zis în două minute să nu mai văd nimic. Fac treaba, numai eu. Pentru că tu ești cheia acasă. Numai eu să fac curatul, să stai, să bei. Vaietele cu scop locativ ale Aișei se transformă repede în strigăte de luptă. Hai, dă-mi și mie 20 de nică. Nu mai dau nimic, ești afară. Du-te, caută 2 lei. N-am niciun leu. Dacă nu cauți, mă duc eu și caut. Stai cu minte, cum să dau banii? Hai, du-te, tu și caută. N-am curata. De ce dai în mine, mă? Mă frică de tine, becioane. Te bat. Cer pentru băutură bani tu? Du-te, dă-mi 2 lei. Pleacă de aici, spar cap. Du-te, dă-mi 2 lei. N-are copii ce să mănânce? N-are? Tu vrei banii la copiii mei? N-are. Vrei să-ți arăt eu că are? Uite, am 3 copii pe capul meu, care e casa de noi. N-avem lumine, n-avem pus să strângem bani. Să vin cu să vezi ce te bat eu acum. Tu pe mine, seria să fii dacă te auzi gura, dacă nu te mănânc. Vine-ncoace! Hai că-mi zi eu. Vine-ncoace, că te spar capul de seară. Nu-ți dau să mănânci, boschetarule. Vii la culcare să vezi ce te omor. Pentru moment, Aisha a rămas în casa lui Adrian. Ea știe însă că zilele aici îi sunt numărate. Convinsă că singură nu are suficiente argumente, decide să apeleze la consilierul de urgență. Ia vină, fa. Ce vrei, mă? Hai să pui tu, să faci tu ceva. Ce să-ți fac? De unde mâncare? Adu-alea ce-o fi acolo. Adu-alea de acolo. De unde să-ți iau? Alea care e acolo. N-am. Mă duc ce să le iau. Adu-alea de acolo. Tu de ce ai băut bani? N-a două roșii, ți-ajunge. Pâine n-avem, că ai băut bani. Unde bani? Na, ia și mănâncă-le. Mănâncă tu. Vino cu a. Du-te dracu de aici de prost. Hai să mâncăm amândoi. Alcoolistule. Pe mănâncă, na, mănâncă și tu. Mănâncă și tu. Ia. Mănâncă tu și ia. Impecțivanule ce ești. N-ai făcut nimic. De ce ai băut? De cum am băut? De ce ai băut bani? Stai, nu trage de mine. Du-te dracu de prost, de ce ai băut? Ai venit beat în casa mea să-ți dau mâncare să mănânc. De unde să-ți iau mâncare? Nu mai umbla la grasă. Nimic n-ai făcut. N-am nimic de mâncare, ce să-ți dau? Păi de ce n-ai făcut? Acum plec iar la băutură. Nu te duci nicăieri. Dacă nu mă lași la muncă, mă duc la băutură. Nu mai te duci. Nu mai te duci. De ce? Nu te las nici la muncă, nici la băutură. Ia uite, mănânc ceapă cu roșii. Mănâncă ceapă cu roșii. Păi de ce nu mănânci? Ai băut? Du-te dracu, de ce dai în mine așa? Stai, nu, de dat la mine, că te iau la omor, da, adevărat eu dacă-ți dau una. Ce vrei, mă? Că-ți bă, acum asta... Nici la apă nu te-ai dus. Du-te dracu, tu la apă, bă, țivule. Chiria, să fii cu măta. Și te culci. Tu nimic nu faci, bă. Tu să fii cu neamul tău. Tu de ce m-ai jurat atâta pe neamul? Dar nu mai mă drepuie, că te iau la omor, mă. Acum te trimis la Constanța. Aoleu. Vrei să de ce arăt? Să mă trimis la Constanța? Acolo, la neamul tău. Bețivanule, ție-ți place să bei? Da, de că ce nu bei? Faci nimic. Ce să-ți fac? Orice există. Nu mai fac nimica. Dar ce faci toată ziua? Vrei, da, gata. Da. Păi te duci, muncești, da. Și bei băutura, da. Te culci. Da, da. E, cum vine treaba asta? Te vezi la mine cu 3 copii să fac eu mâncare ție? Da. Te bat? Tu să mă bați pe mine? Îți dau una, te omor acum. Vrei să-ți arăt că te bat? Pleacă, mă, că-ți dau cu găleta în cap. Du-te. Stai la apă, că te bat. Găleta în bală, na. Du-te la apă, fii al... să fii de dacă boscheta. Dacă-ți dau una, dacă nu mor cu măta. Du-te, mă, tu. Du-te la apă, ia apă. Fii al... să fii de boscheta. Să fiu eu? Ție tu să fii să cu neamul tău. De ce bei? De ce mă bei? Ce vrei, mă, tu te dai la mine cu da? De ce să te dai la mine? Du-te, mă, de aici, să spar capul. Ori mă las să mă duc la muncă, ori te duci. Să spar capul cu scauna. Ce, mă, frică de tine dacă ești bărbat, eu atunci sunt femeie? Atunci vezi că mă duc să iau ceva de mâncare de la magazin. Nu te duci nicăieri. Cum e după tine? Stai, unde nu trage de mine. Unde să te duci? La magazin să iau de mâncare. Ca să bei? Da. Nu te duci nicăieri. Nu te duci nicăieri, boschetarule, frece aici. Nu te duci nicăieri. Nu mă duc? Unde să te duci? Du-te tu! De ce? Du-te unde, mă, să te duci, unde să bei? Să bei? Nu-mi pune mâna în piept, să te bat. Să te duci să faci te bat, hai du-te! Nu mă duc nicăieri. Hai, du-te și am de mâncare. Stai așa nemâncat. Aisha nu suportă ideea de a-l vedea pe Adrian plecat. Singură, n-ar mai avea cu cine să se certe. Hai, bună ziua! Da. Bună ziua! Bună, Aisha, nu șa sunt. Nu șa, Nicolina, nu șa Bugeac. Mi-ai dat telefon. Da, să rămână. Ia spune, de ce m-ai sunat? V-am sunat, doamna, uite că nu mă înțeleg cu omul ăsta. Place să bea, să duce să bea, face pe datorii în sat. Să rămână, să dumneavoastră cine mine, sunteți? Mă bate. Nicolina nu și-a bugeac, îmi pare bine. Când vine Nicolae, beat, mă Adrian. Bate. Mă bucur. Cum vine treaba asta? De ce mă bați tu pe mine? N-are dreptate, doamna. Mă bate, doamna, e bețiv. Place mult băutura, uitați doamna. Uitați că nu mi-a făcut nimic să mănânc. Ce să-ți fac? De unde mâncare? Dacă tu n-aduci banii, unde banii, mă? Te duci în sat?
Faci pe datorie? Cum vine treaba asta? Hai, lasă că și tu faci datorie mai multe decât mine. Unde, bani, că m-am săturat, niciun leu nu mai mă aduce acasă, ai ai făcut tu mai mult ca mine datorii, da? Ia, aici, liniștește-te un pic. Stăm un pic să-mi povestim și mie despre ce e vorba? Da. Hai să ne așezăm un pic. Hai să găsim un loc aici să ne așezăm. M-am săturat, doamnă, nu mai pot. Haide, spuneți-mi pe rând. Hai să o ascult întâi pe Aisha, da, da, Adrian? Da, da. Ok, hai, spune-mi tu, Aisha, da, ce te deranjează? Mă deranjează. Că tu m-ai sunat și mi-ai spus că e rău cu soțul tău. Da, da. Mă deranjează, place mult băutura, așa, doamna. Mă păcălește dacă o trimei la servici. Vine fără bani, fără adică, nimic. Stai ușor, da, ușor. Da. Cum te păcălește că se duce la servici? Mă păcălește, doamna, că se duce la servici. Și de unde? Când ia banii ăștia, apropo, da, gata, ajunge banii să ia salariul ăsta, se duce să bea. Și șa de mai mult. Niciun leu n-a duce acasă, ba, doamna. Ba, nu e adevărat că ți-am adus? Nu mai Adrian, dus. Las că vine și rândul tău. Las-o acum pe aici să vorbească. Nu mai dus niciun leu. Tu ai băut banii, eu nu trăiesc cu tine așa, îmi iau copiii, plec. Tu de câte ori te duci la muncă, bei. Eu plec, deci, de aici, la tine. Stai puțin, deci bea. Da, doamna. Nu ți-aduce banii în casă. Da, da. Așa, altceva. Vorbește de prostii, mă adică înjură pe morții mei degeaba. Așa. Așa. Nu mă lasă să umblu cu fusta lungă. Zice să stau în pantalon așa. Și așa, eu mă îmbrac și pantalon. Mă îmbrac și în fustă. Care e povestea cu fusta lungă și cu fusta? Da, nu îmi place că trece turcii mei pe aici să vinde itoare. Deci tu ești turcoaică, că și numele tău e mai ciudat așa. Mehmet Aişe. Așa. Mehmet Aişe mă cheamă. Așa, și când trece turcii mei pe aici să vinde țoale, ne-am nație, da, mea. Așa. Aoleu, de ce te-ai dus la poartă? Băgați așa. Ai vorbit cu neamul tău. Păi de ce, păi de ce eu cauți tu să vorbești cu ei? Vrei să pleci? Ai auzit? N-ai voie să vorbești cu ei. Alec, lasă-mă să vorbesc și eu cu ei. N-am cu cine să vorbesc. Tu vorbești cu frații tăi, vorbești cu mătataptu, dar eu cu cine să vorbesc, mă? Deci el nu te lasă să vorbești cu turcii, cu cei din neamul tău. Nu mă lasă că vorbesc, că plec. Așa, vrea de la tine să porți fuste? Fuste scurte, vrea normal. Și eu nu vreau normal. Cum la ei să poată. Vrea să meargă cu ea târâși de pământ. Eu vreau târâși de pământ ca să nu se vadă bulanele astea negre cum o fi. Hai să-l ascultăm și pe Adrian acum. Da. Adrian, ia spune-mi tu, ce te deranjează pe tine la soția ta? Pe mine mă deranjează cel mai mult. Așa. Faptul că nu face treabă. Așa. Și nu face de mâncare. Adică cum nu face treabă? Nu face că dă vina pe copil. Pe ce să fac? Adică? Eu, de exemplu, nu spală, nu face curat, spală, nu spală. Spală când se apucă de spălat, se apucă dimineața la 6 și termine a doua zi după masă. Aoleu, nu e adevărat, într-o oră fac tot. Le lasă de colo până acolo, o ia pe aia de acolo, o pune acolo și pe aia de dincolo în partea aia. Și tot nu mai termină niciodată cu arbenie. Vin acasă, mă așez frumos pe un scaun pe undeva și îi spun, adu-mi și mie ceva să mănânc. Dar de ce să te aduc? Tu ce faci? Am zis, nu contează. Dă pune mâna grătar la treabă. Ce-o fi acolo? Dă-mi și mie să mănânc. Dă de ce să-ți dau? Dacă nu ai, atunci eu nu contează să-ți dau de oră cât e, 10-11 noaptea. Eu mă dau drumul la aragaz, îmi fac de mâncare, vin, pun masa și scol. Lasă-l un pic acum și pe el să spună. Îi scol și pe ei. Bă, hai că am făcut eu de mâncare, haide să mâncăm. Să scoală cu toții și ne punem masa și mâncăm cu toții și după aia e. Da. Dimineața iar plecăm, că iar când vin, iar nu găsesc. Deci să înțeleg că tu faci mai mult de mâncare. Normal. Da. Altceva, ce te mai supără? Ce te mai deranjează pe tine la aici? Mă mai deranjează faptul că ea vrea să meargă cu fustile astea în sat. Așa. Și eu i-am zis, interzis să nu mai pleci de așa ce? În sat. Dacă așa e neamul meu, pentru așa că nu o las în sat, că pentru că la noi aici toată lumea râde. Și când mă duc și mă întâlnesc cu băieții, bă, am văzut turcoaica, o mergea cu fusta târâși după ea. Da. Și eu atunci mă simt nasol când îmi zic băieții și din cauza asta vin și interzic. Adrian pune mult preț pe imaginea lui în societate. Practic, alegerile vestimentare ale soției îl deranjează mai mult decât lenea ei. Deci ce te mai deranjează? Ce ai că nu face treabă, nu-ți face de mâncare, da, face umblă nimic cu fustele lungi, da. Altceva. Altceva, o trimit la magazin. Place băutură. O trimit eu la magazin. Acum, da, dacă aș trimite, du-te, așa, femeie la magazin. Aoleu. Vezi și tu ce e de la și magazin. Vine cu două pâini. Și vine cu un pachet, uite, atât de mare de nesuri de alea 3 în 1. Aoleu, și bea minți câte 3-4 pe zi. Aoleu, ce minți. Bea câte 3-4 nesuri de alea pe zi și face unul după altul. Țigarea la strună. Așa. Trage și ade și fumează și bea la nes. Nu e adevărat. Și eu când viu după unde vin la muncă și i-am zis, femeie,
Nu mai lua atâtea nesuri, că nu e scumpă. Ia-ți o pungă de cafea de aia mare. Dacă nu-mi place cafeaua... Și poți să-ți faci un tuci. Nu-mi place cafeaua. Dacă nu-ți place, n-ai. Și pe urmă zice că eu am făcut datorii la magazin. Așa, aici a zis că nu o lași să vorbească cu aici, cu turcii. Nici cu turcii, nici cu vecini. Pentru că ei când s-apuc aici să stea de vorbă cu ei, eu nu înțeleg nimic. Adrian nu știe, se pare că minoritățile naționale au voie legal să folosească limba maternă, dar nici Aisha nu știe că ar trebui să spele vasele. Vasele? Și ce să-ți cum fac? Le lași acolo, și ce le găsești? Dacă le spate să le spele, până nu pun eu mâna să le fac, nu le fac. Păi da, când te duci la magazin să ții nesuri, de ce nu ți-ești tu... Ce să iau? O soluție de aia de spălat vasele. Ei pe datorie. A, pe datorie. De ce să fac de 3.500.000 că vrei? Și pe urmă ce zici? Plătește-le tu, Adriane, că tu ai făcut. Atâta bani vrei să-ți fac datorii? De ce? Du-te, dracu. Tu stai că așa e, că am dreptate, nu mai te da la mine. Du-te de aici, tău, stai să vorbește dracu frumos că te aude lumea. Du-te dracu, de ce dai mine? Ia liniștiți-vă. Hai potoliți-vă că acum să stăm, doamna, nu vezi? Să stăm un pic de vorbă, Aișe. Văd că și tu sar la el, amândoi sunteți aprinși, văd. Ia haideți să vedem pe ziua de astăzi. Ce e de făcut la voi în casă astăzi? Această întrebare este retorică. Cei doi ridică din umeri nedumeriți. Cum? Ar trebui să facem ceva azi? Băi, dacă mă uit așa un pic la voi, în curte, da. Ia uite acolo, mormanul de gunoi. Da? Păi cine am să le ia? Să ia, doamna, cu păi cine să le ia? O acolo, să cară la gunoi. Ia uite, și acolo, la fel, gunoaie împrăștiate până toată curtea. Da. Păi dacă nu punem mâna să le ia? Tu de ce nu strângi? Încălțăminte și acolo, și acolo, și acolo, și peste tot. Așa, da. De ce nu le dai foc? Deci, de ce nu le dai? Voi dați vina unul pe altul, dar niciunul nu face. Deci la voi e dezastru ce e aici. Nu mă ajută. Bun. Păi de 3 săptămâni de când ți-am zis să le iei. Tu de ce nu le strângi? Eu ce ai de făcut cu cărămizile? Trebuie să am zis să le luăm de aici, să le așezăm undeva. Să le așezăm undeva, să le învelim cu ceva, să nu mai stea chiar în fața curții. Și lemnele astea, de ce nu strângi la lemnerie? Nu mai eu să fac. Ia, luați o pauză. Ia, mai încet, că văd că tot dați vina unul pe altul. Da. Tu pe el că nu face, el pe tine că nu face, dar în curte e dezastru, niciunul nu face. Haideți să vedem. Da. Deci astăzi e de spălat vase, de făcut de mâncare. Eu spăl vasele. De făcut, imediat, ai răbdare. E de făcut curat în curte și de aranjat cărămizile și lemnele. Tu le așezi, eu spăl vasele. Ușor, ușor, ai răbdare. Aișe, ușor, ia să vedem. Nu mai eu, nu mai e. E de făcut mâncare și vase. Care spală vase, care face mâncare? Eu fac mâncare și ea probabil să spele vasele. Da. De acord? Da. Haideți să văd. Hai, treabă. După cum vedeți, un haos total. O dezorganizare emoțională și fizică la cel mai înalt nivel. Vom vedea ce se poate face. Este multă suferință, este multă durere. Le simt și le intuiesc. Vom vedea dacă le putem scoate la suprafață. Ia, hai să vedem. Tu ce faci? Ai zis că speli vasele. Ia să te văd. Vasele. Hai, în ce le speli? În tuci. În tuci. Bun. Apă. Apă caldă sau apă rece? Cum le speli? Apă rece, că e vară. Apă rece, că e vară. Da, că așa zici tu, cu apă rece le speli. Hai să te văd. Adu-mă o cârpă, bă! Ia de prost, ce faci? Hai să mă ajut. El are treaba lui, lasă-l. El face de mâncare. Da? El face de mâncare. Așa, dăm cu a. Ce faci? Nu ești în stare de nimic. E, cum nu sunt în stare? Nimic, tu ce faci în casă? Stai singur da, în casă? Da, stau. Ce el faci? Pregătește de mâncare, lasă-l în pace. Ce faci în casă, mă? Faci mâncare? Eu îți fac să mănânci, să înghiți. Faci pe naibii, nu faci nimic. Astea nimic. Cine le spală? Eu le spăl. Păi ia uite, azi de 3 săptămâni de când stă acolo. Aolea, ia uite. Cum să fie așa? Așa am este. Am spălat aseară. Tu speli de gura la lume acum, nu. Dar nu că le faci de obicei. Ia uite, mai murdări vasele care am spălat. Ia să fii dur de prost, că nimic nu faci. Aișe, cine spală la voi de obicei vasele? Eu. Tu le speli? Da. Dar nu lăsa pe omul ăla, nu știe, dă-l dracu. Uitați, doamna, nu le spală. Le spală de gura lui dumneavoastră acum. Dar cine le spală, Adrian, de obicei vasele? De obicei eu le spăl. Când poate să strâng aici de 3 săptămâni și am de pe masă și tot eu le spăl. Din nou, Adrian își demonstrează calitățile gospodărești. Păi așa? Dar cum vrei, dacă n-am nimic, acum îmi spăl, n-am de rău. Ia să vezi cum se curăță la mine. Îți spală tu, să vedem. Ia să vezi cum se curăță la mine. Curăță tu, n-a curăță și cu varză. Că mai bine. Stai cu minte. Dar ce? Ia uite ce ai făcut aici. De ce ai negrit păi așa? Păi pune mâna și șterge acolo mai imediat. Treabă, Adrian, da? Tu ești la făcut mâncare. Ce cauți aici? Păi să ajut, că nu știe. Băi, la voi trebuie armată pe aici. Ne trebuie armată, doamna, nu mă înțeleg cu bețivul ăsta. Place băutură multă. Nu mai bea. Uite, să duce, cheltuiește, face datorii în sat. Ți-am adus apă. Ai dus apă? Da, hai. Bine, că mă duc la mâncarea aia. Arde mâncarea, faci o mâncare, tu mănânci cu măta și cu tata.
Astăzi gătește Adriana și așa am stabilit. Tu speli vasele, el face de mâncare. Ia-ți tu de câte ori pe săptămână speli vasele? Eu spăl... O dată pe săptămână. O dată pe zi. Nu mai joia. Ia hotărâți-vă, ia Adriana, ia vine un pic încoace. Nu minți, nu e adevărat. Le speli acum de gura lui doamna, dar nu că le spălai. Aici, uite-te la mine, spune-mi de câte ori pe săptămână speli vase. Eu spăl o dată pe o săptămână. O dată pe săptămână, normal. O dată pe săptămână le speli? Așa e? Nu e adevărat. Așa zice, mă iau după el de frică, doamna, când plecați mă bate. Ba, nu e adevărat. Adrian, ia spune, când te îmbeți, mai dai și tu în ea? Nu, decât așa mă fac. Te omor. Și atât ai fac. Atât ai fac. Bai, calma-te. Atât am. Eu când sunt, atât ai fac. Calma-te. Să mă bați pe mine, nu te bat, mă? Ușor. Bag oala în cap. Deci, o bați sau nu o bați? Nu, decât așa mă fac cu o bat. O sperii. Dar nu o bat. Aici, așa e? Nu, doamna, nu e așa, mă bate. Dar ia spune, tu îl bați pe el? Da. Dacă mă bate și eu mai ating. Și cum îl bați tu? Tu ce-i faci? Zgâri pe față, zic, mânca mea, îi făcea, mai drăgea, mai așa? Vorbesc. Păi atâta ești în stare. Dar tu de ce mă înșelepci? Și îi dai cu obiecte, cu ceva în el? Da, câteodată cu oală, cu tigaie, cu ce rimeresc. M-am lămurit cu bătaia. Da. Aici îl cam atingi. Iar tu, Adrian, brăcuța mică cu gura mare, nu mai cum faci. Cum să nu fac violența? Aici, uite-te la mine. Da. Bătaia nu este o soluție. Da. Dacă îl bați, ai rezolvat ceva? Nu. Ți-e mai bine? Relația voastră e mai bună? Nu cred. S-a schimbat ceva dacă îl bați? Nu. Bun. Haideți să vedem acum cu vasele. Ești mulțumit de cum le-a spălat? Eu nu. Ce nu-ți convine? Ce nu-mi convine? Da. Pentru că e murdare. Ce-i murdare? Ce să fac? De toate. Unde? Trebuiau spălate mai bine. Ia uitați-vă și dumneavoastră cum e tigaia asta. Măi, dați vina unul pe altul. Da. Tu că faci, dar n-ai, dar nu știu ce, el că tu nu faci, că nu faci bine și așa mai departe. Da, că le face de gura lui dumneavoastră. A, cum? Adrian, stabiliți care face cum și ce face. Așa? Ia spală vase. Da. Îi arăți o dată, de două, de trei ori. Aici. Și tu, mai bagi la cap, că nu fi... Poate nu știi nici tu pe toate. Deci asta înveți și tu. Nu... Deci treaba ta la vase e să speli, iar tu să aduci cu ce să spală. Cu nisip, cu ce ai avea bani. Aduc, dar tot nu-mi convine cum aduci, spală. Dacă nu-ți convine, aduci pe mâna și faci. Curat, murdare, vasele sunt trecute în lista treburilor terminate. Cei doi se retrag în casă, dar încă nu e timp pentru odihnă. Haideți, hai să vedem că ce e aici în curte. Ia uite-te și tu. Uitați-vă ce e aici în curte. E dezastru. Da. Acum, tu ți-ai terminat vasele, tu ți-ai terminat mâncarea, de făcut curat în curte. Ia să văd pe amândoi copaci. Eu de câte ori i-am spus, n-a vrut să le ia. Ușor, nu vă agitați, Adrian. I-am spus să le ia și n-a vrut să le ia. Tu ești mai agitat. Da. Și tu și eu. Ușor, da? Da. Deci ce e de făcut aici? De făcut curat și ordine. Bucata asta vreau să o văd lună. Da. Care ce face? Eu iau varzele astea. Așa. Și unde le pui aici? La gunoiul ăla. La gunoiul ăla acolo, așa. Tu ce faci, Adrian? Eu scândurile astea de acolo, să măturăm un pic și... Și unde le pui? Le duc în spate, că am un graj de acolo. Ai în spate. Ai un loc unde le duci în spate. Da. Bun, să te văd. Hai. Aici tu stai acasă toată ziua. Ne mișcăm și noi mai cu talent? Dar ce vrei să fac? Păi văd că eu le-am luat jumătate. Lasă mătura, că n-ai ce să mătur când e a ta mizerie. Ia și strânge toate, ia uite câte sunt aici. Dar spune și mie, tu dacă stai toată ziua acasă cu copiii... Așa nu face nimic, doamnă. Dă vina pe aia mică, nu face absolut nimic. Ce să fac? Nu poți să mai strângi și tu câte ceva? Ba poate, dar nu vrei. Eu trebuie să nu fac nimic. Gunoaiele la gunoaie. E, dacă nu vrei să faci nimic, lasă-le jos și dai drumul de aici, că le fac eu. Da, de ce? E, potoliți-vă, ia potoliți-vă, amândoi faceți treaba. Dar nimic nu e treaba mea. Ia uite mătura. Dar ce vrei să-ți fac eu? În rarele momente în care muncește, Aisha este adepta pașilor mărunți. Gata, am terminat. Ce ai terminat? Gata? Mă dorești și pe mine picioarele, numai eu am grijă de copii. Tau aici jos și nu mai fac nimic. De ce nu mai faci treaba? Nu mai fac. Hai repede la treabă. Hai, scoală-te la treabă. Calmați-vă. Stai acolo. Hai, la treabă. Nu vreau, doamnă, nu mai pot, doamnă, că mă dare. Mai la treabă. Las că mai pot. Adică pun asta pe tine dacă mai stai. Tu vezi de treabă, ia. Tu ai lemnele, ia. Ia spune și mie, cum e la voi la Tuș cu curățenia? La noi se muncește bărbat mai mult, femeia înșade. Femeia adică face femeia treabă, stă. Femeia stă, femeia numai la masă. Femeia face treaba lui în casă, bărbatul pe afară. Și atunci, care e treaba femeii la voi? Cum e la voi? Cum e la noi? Da. La noi se mănâncă. Dintre ei mă mânca și o cafea. Adrian mai începe. Să face baclava de aia turcești. Așa. Și îți fac reședință pășean. Să femeia, să uite la televizor. Cine face curat? Mai mă ajută că bărbatul, bărbatul se duce la muncă, da? Vine de la muncă, mai mă ajută și bărbatul. Zic că sunt obosit, omule. La noi aici, la România, aici, de gospodărie, da, în general se ocupă femeia. Ea ține curtea curată, da, ea ține casa curată, da, bărbatul curat. Da.
Și bărbatul face treburile alea grele de curte, sparge lemne. Da. Deci e un păi pic diferit față de cum e la voi. Dar ce vrei niciodată să-ți fac? Să mă pui pe mine să sap, că mă doare mijlocul. Tu când l-ai cunoscut pe Adrian, ce ți-a promis el? Cum ți-a zis că o să fie? Când tu ai zis că vii cu el? A zis mie, tu stai liniștit acasă, ai grijă de fată, că aveam fata aia mică. Așa? Și nu prea faci treabă, fac eu. Eu mă duc cu ziua, eu îți aduc bani. Promisiunile prenupțiale ale lui Adrian au avut valoarea unor promisiuni electorale. Aișe nu mai are însă șansa unui nou tur de scrutin. El ți-a promis că te ține în puf. Da. Și după aceea te-a pus la treabă, chiar da, să muncești și după mama lui. Da, da. Și după mama lui și aveam și o nepoată acolo. Așa și... Făceai curat și după aia, spălai și ei? Da, spălam și după ei și după plus. Ba, nu e adevărat. După mine, după... Cum nu e adevărat? Tu i-ai promis că o ții ca prințesă? Da. I-am zis, da. Așa. Nu o să te pun la treabă, o să stai cu asta mica, da. Așa. Avem case mari. Și după săptămână am întrebat-o. Îți convine cum stăm, cum ne descurcăm, cum trăim? Și ea a zis, acum de bine de rău, îmi convine. Bine, dacă îți convine, să punem mâna la am dormit cu tine, trebuia să stau. Nu ne mă duceam, cine mă lua cu copilul ăla? Ai pus-o la treabă. Da. Și ai văzut că face sau nu face? Am văzut că nu face, că, pentru că e potruoasă și... La cât timp ai văzut că nu face? La o lună jumate, cam așa. Am fost sigur că nu, chiar nu face toată viața ei. Cum și ce te-a făcut să rămâi în continuare împreună cu ea? M-au făcut pentru că n-am mai vrut să mai plece. Eu i-am spus că n-am vrut să mai plece. Da, nu i-am spus, dacă vrei, pleacă. De ce dacă plec? Nu-ți convine la mine, păi că de te ce pun la treabă, cu poți băiatul, să pleci. Cum să plec? Și a zis... că băiatul nu l-ai făcut imediat. Și a zis nu, că nu pleacă. Eu ce văd de aici la voi, Adrian, este că tu faci cât de cât. Da. Aici ce văd e că nu prea faci. Ai vrea și n-ai vrea. Fac, doamna, ce pot și eu fac. Puterile Aișei se limitează la a spune că face. Munca propriu-zisă este însă prea grea. Facem promisiuni. Nu le respectăm. Celălalt se așteaptă să le respectăm. Este foarte dificil când ți se promite o viață de prințesă să ajungi slugă. Dar este complicat să faci lucruri cu care nu ai fost învățat să le faci. Există o scuză. Regulile, obiceiurile, cutumele unei alte civilizații. Numai că aici este vorba pur și simplu de natura umană. Ți-ai dorit ceva, ți s-a promis ceva și vrei să fie respectată promisiunea care ți s-a făcut. M-am săturat, nu mai treabă. Aișa, de fapt, ce te deranjează pe tine? Mă deranjează, o deranjează că nu vrea să facă, doamnă. Nu vreau să fac, să stau vreau. Auziți, doamnă, cum spune că nu vrea să facă? Vreau mă așteaptă să stau pe mine liniștit să le fac după ce vin la muncă la 3 zile. Nu mai eu. Păi tu ce faci? Liniștit, tu vrei să fii prințesă. Da. Școala de prințese era de tine. Da. Ia uitați, doamnă. Cum le las? Le da, așa le ia de colo, le împrăștie pe colo, le pune... I-am zis să le pui până în drum ca să ne audă toată lumea. Dar ce vrei să spun? Ia uitați, nu face nimic. Ce vrei? Dacă tu până nu vin eu să le iau de la muncă, nu face altceva, absolut nu face nimic. Tu de ce nu mă aduci apă? Absolut nimic nu faci. De ce nu aduci apă să spălăm? Tu de ce nu te duci să scoți apă? Nu mă duc că nu-mi dă vecinii să trag. Nu vrea, doamnă, nu că nu poate. Cum îți dă? Că nu sunt curată, pentru că nu vrea să ducă. Bărbatul întotdeauna e curat și nu-mi dă voie. Ba, eu cred că e de dacă s-ar duce, dar nu vrea să se ducă. Nu-mi dă, nu-mi dă, nu-mi dă. Hai să mergem să luăm apă. Să vedem, te lasă sau de nu te lasă. Să mă duc? Hai, ia găleata. Hai, și hai să mergem să hai vedem dacă apă. Hai să vedem, îți dau sau nu-ți dau apă. Hai, ia găleata. Hai să mergem la vecin să vedem dacă îți dă apă sau nu-ți dă apă. Nu-mi dă. Hai cu mine, am zis. Să vezi că îți dă. Mă duc, du-te tu. Uite acolo puțu. Nu mă uite duc. Acolo puțu și haide. Nu. Bună ziua. Vreau să vă întreb și ceva. Dacă Aișe vine să ia apă de la dumneavoastră, îi dați voie să ia? Nu. Care e motivul? Când e el acasă, îi mai dau voie mai acum. A, lui Adrian îi dați voie, dar ei nu-i dați voie. Ei nu. Dar care e motivul? De ce nu-i dați ei voie? Spuneți-mi și mie, vreau și să știu, dacă se poate să-mi spuneți. Nu știu, că așa ca femeie nu prea. Ca femeie nu-i dați voie? Nu. Dar de ce nu? Nu, mai multe motive. Am înțeles, sunt motive religioase mai mult. Da. Am înțeles. Mulțumim mult de tot. Vezi că nu da, mai caru și tu acum. Caru tu. Hai, caru e, aici a avut dreptate, acum el a luat apă, dar du-și tu până acasă. Descoperim noi aspecte ale situației. Din nefericire, prejudecățile pot îngreuna foarte mult viața unui om. Aisha probabil că a avut mult de suferit în momentul în care a venit aici și din ce observ, cred că sunt multe traume care vin din trecutul ei. Este foarte posibil ca refuzul Aișei de a face treabă să aibă rădăcini mult mai adânci decât acea proverbială lene în care nu vrei să faci nimic pentru că nu ai chef. Auzi? Da, ce s-a vrei? Terminat butelia. Și ce să facem? Pune mâna și fă pe prostrii. Păi și când mai să face? Când mai mâncăm? Hai mă că facem, dă-te pune mâna și fă. Hai du-te dracu, nu mai... Unde să mă duc în...
minte acum. Bate, pune mâna și fă. Ce s-a întâmplat? Care e problema? Să facem mâncare. Dar tu nu știai că să consumă nu trebuia știam. Să te duc. Poate îți dădea Marino butelie. Nu dă, nu dă, nu mai pe datorii, pe banii tăi unde? Păi poate îți dădea, dar noi încercăm, n-ai vrut să te duci. Hai să facem afară acum, pune mâna. Păi stai puțin, stai puțin, Adrian. Tu ești cel care face de mâncare. Păi cum zis să facă dacă nu vrea, fac eu. Eu mă uit la tine. Păi tu ai zis că faci de mâncare. Da? Hai, te văd cum faci de mâncare. Ia spală vase. Hai mai repede. Că e foame la copii. Cât de repede să-ți fac eu ție? Du-te și caută pirăstrie. Și nu mai stai lângă mine. Lasă, eu mă duc să-mi fac treaba. Dar nu trebuie să stai lângă mine. Ah, ce bine berea asta, Doamne. Tu stai să bei bere și eu fac mâncare? Lasă-mă berea. Lasă-mă berea. De eu fac mâncare și tu. Bă, de ce e? Potoliți-vă. Potoliți-vă. De ce mai vorbim? Uitați, doamne, eu fac mâncare și ia bea bere. Așa. Și e frumos să uite și la mine. Și are de spălat vasele. Dar ce vrei să-ți fac? Și în loc să le spele vasele. Dar ce vrei? Bea bere? E spălat vasele. Pune mâna și fă. Pune mâna. Fă. După ce că n-ai făcut nimic, mai fac burciria. Pune mâna și fă, mă, fie să-ți fac eu mâncare. Păi fă și tu mâncare. Și tu ce ai făcut? Ai spălat două vase și asta toată ziua degeaba. Am avut grijă de copii. Ce să-ți fac eu, da? După ce că e un monument de lene, Aisha mai este și mofturoasă, ca o adevărată prințesă. Ce mâncare faci tu acolo? Eu nu mai mănânc. Dacă nu mănânci? Nu mănânc. O arunc. Cum să arunci mâncare la copii? Treaba ta. Nu arunci, mai bine faci la copii mâncare. Mănânc. Ia să vedem. Ia uite. Adrian, tu trebuie să faci de mâncare, da? Da. Nu e butelie. Da. Asta n-am e, nu e butelie, se poate face trebuie și la lene. Trebuie să vă neapărat. Deci pune mâna și fă de mâncare, nu vă mai certați dintr-un nimic. Și când să mai face? Asta e, și tu tași din gură, nu-l mai agita. Eu stau în pe scaună. Ți-ai făcut treaba, da, să mă lași în pace să fac eu mâncarea cum scrie în carte, da? Adrian gătește, dar nu are cu ce să aprindă focul. Aici ar putea să caute o brichetă prin casă, dar nu vrea. Ai căutat focul ăla? N-am de unde să-ți găsesc, mă. Du-te și caută. Ai du-te și caută acum. Ai lăsat la oamenii tăi care ai băut de la bar? Ai du-te acum. Du-te și caută. Și cum? Ai du-te, am zis. Du-te la vecin, cere tu. Aisha, nu-mi dă mie vecin. Nici măcar cu atât. Nu poți să-l ajut și pe el. Cu ce? Cu foc? Să-i faci joc de foc. N-am de unde să iau, doamna, nu-mi dă mie vecin. Nu e adevărat. Dacă nu te duci tu, lasă că mă duc eu. Hai că vin repede, până vin eu, vezi și tu ce mai faci. Zi-mi și mie, de ce faci tu așa, Aisha? Ce să fac eu? Cum? De ce? Ba, lași, ba, nu lași. Ba, vrei să-l ajuți, ba, nu vrei să-l ajuți. Când face treabă, stai cu gura pe el. Da, să când nu face eu, treabă, eu, nu-ți convine. Nu-mi convine, doamna, numai eu să fac. Păi așa, tu ai făcut ce ți-am spus eu? Păi ce să-ți fac eu? Uite, eu am venit repede, văd că n-am fost, am luat și am văzut că n-ai făcut nimic. Du-te și fă mâncare la copii. Ia, hai ce faci. Hai să-l lăsăm pe Adrian să mănânce, să facă de mâncare și hai să stăm puțin de vorbă. Ce te doare pe tine? Numai la mine să uite, doamna. Eu să fac toate alea. Aisha, eu am impresia că tu găsești motive. Da. De scuză. Ca așa, să ieși bine. Așa face, doamnă. Și eu, ca să ieși bine. Și eu ce să-i mai zic dacă e așa? Adrian, lasă-mă puțin să vorbesc cu ea. Să face înaintea mea și... Eu cred că tu stai. Las copilul să cadă. Eu cred că tu stai și atât. Nu stau, mai fac și eu ce pot. Aisha, tu când erai... Tu câți frați ai? 7 frați. Și tu, a cât ai ești? Deci sunt ultima copil. Deci, tu ești cea mai mică? Da, cea mai mică eu sunt. Și ia spune-mi și mie, tu a, de tine au avut grijă frații tăi și surorile tale? Nu, nu, n-a avut. Pe tine cine te-a crescut? Sora mea asta care e măritată la Călăraș. Păi nu te-au crescut părinții tăi? Nu, am murit. Și după aceea ați rămas toți singuri? Da, toți singuri am rămas. Pe mine m-a crescut sora mea atât. Mă punea să spăl vasele, mă punea să mătur, mă punea să îngrijesc copiii ei. La școală nu m-a lăsat să plec. Păi am stat și la fratele meu, la de la sora mea pe mine, cu biciu nu mai mă bătea. Cine te bătea cu biciu? Fratele meu ăsta bun. Dar de ce te bătea? Mă bătea că să fac treabă. Tu făceai treabă sau făceam, nu făceam? Făceam, aveam grijă de copii, avea o fată ologă. Și trebuia să o îngrijești pe ea? Da, și eu nu vreau. Dorința Aishei de a fi tratată ca o prințesă își are rădăcinile într-o copilărie profund nefericită. Poveștile ei sunt cutremurătoare. Nevastă s-a învățat să bată și pe nepotul meu și pe mine. O bătea pe nepotul meu. A, ei acum, cum să zic la matale, o punea, uite așa, jos și la un fier, uite așa o bătea pe băiatul ăla. Și ce avea? Avea 13 ani și eu aveam 14 ani. Deci un an mai... Mie îmi părea rău cum o omora. Și forma pe mine că mă bătea și băiatul ăla tot la fel plângea. Până la urmă am fugit, m-a învățat o vecină și un vecin. Ne-a luat pe noi cu nepotul meu și pe mine, după furiș în casă, ne-a băgat acolo, ne-a dat de mâncare, ne-a pus la tren noaptea să fugim. Și eu m-am dus în lume. Câți ani aveai? 14 ani? Da. Și cu băieții cum era?
Cu băieți să mă duc? Cu bărbații, da. Nu, nu mă duceam. Nu te duceai? Nu mă duceam. Ziceam, nu mă băieți, nu mă duc că sunt măritată. Trebuie să-mi vie bărbatul meu de la țară. Da, tu mințeai că ești măritată, da, ca să scapi de ei. Bun, și acum dacă ai casa ta și stai, da, numai tu cu Adrian, da, de ce nu faci, de ce nu le îngrijești, că acum le ai, da, aici? Da. Dar nu văd că îți pasă de ele, nu văd că te îngrijești de ele. Păi spun și lui Adrian, cam nu mă ajută pe mine. Doarme tot o ziua. Nu știu ce să fac, uite. Abar n-are, vezi? Deci ție îți place de el? Îmi place, vorba aia, mai ne certăm, mai ne bate, mai ne împăcăm. Dar văd că îl cam troznești, așa, cam bați. Da, chiar dacă mă bate, spun... Păi te bate sau îl bați tu? Ei, mai dau și eu, când mă nervează, mai zgâri, mai fac la nervii aia oricine. Dar tu de ce îl bați? Când îl bați? Când e băut, așa. Când mă supără, face datorii și a zic, du-te, dracu, zic altceva, ce-mi vine la gura și la noi, spurcat gura la femeile. Păi pe tine, mai devreme mi-ai spus că pe tine te deranjează când el vorbește urât. Tu ai voie să vorbești urât și el n-are voie? Nu. Eu trebuie să înjur. El nu? Așa, nu. Așa e la voi la turci sau așa e în zona aia? Așa e zona noastră, neamurile noastre. Uh-huh. Da. Și care mai sunt obiceiurile la voi? Deci... Mie îmi place să umblu așa cu fustă lungă. Așa te simți tu bine? Da, mă simt bine. Te simți în siguranță? Da, parcă sunt la mine, uh-huh, la țara mea. Îl bați pe Adrian când bea? Da. Așa făcea și mama ta? Nu făcea mama mea așa, mama mea trăia rău cu tata. Dar ce s-a întâmplat? Ce făcea tata aici? Tata o bătea mult pe mama, mama stătea numai la cimitir, dormea. Pe tine nu te-a bătut? Nu, tata? Mă bătea, nu. Nu ai mâncat bătea de la tata? Noi. Nu. Numai frații te-au bătut? Da. Adrian ar trebui să știe și să țină cont de calvarul care a marcat-o pe soția lui. Adrian, ia vino puțin. Da? Ia-și tu un scaun și vino aici lângă noi. Uite, am stat de vorbă puțin cu Aisha și mi-a povestit așa cum a fost viața ei. Tu ai aflat cât a fost ea de bătută, ce a pățit, da, că a rămas povestit fără părinți, și a luat-o fratele. Da, și plângea Adrian când a auzit treaba asta. Mi-au povestit, la început mi-au povestit treaba asta. De la început, știi? Da, de la început, de când am luat-o, la câteva zile după ce am luat-o, mi-au povestit tot ce există. Și ce am zis? Fata lui Dumnezeu, i-am zis eu, dacă tu ești în stare să vii ca să facem un cuib de casă amândoi și chiar vrei adevărat, nu să vii să stai o săptămână și după aia să pleci trei. Și acum de ce plânge aici? Că nu... Uite, că ia, ce ți-ai adus aminte? Că nu-mi place că... mie. Iată, frații mei abar n-are de mine, surorii mei, nimeni. Te simți singură, da, și părăsită. Da. Adrian e lângă tine, da, și a stat lângă tine în ultimii 7 ani, nu? 9 ani. 9 ani. De 9 ani sunteți împreună. 9 ani. Da. Nu uite, nici cu un bărbat atâta. Uite, de 9 ani ai un bărbat alături de tine, da. Eu acum vă las să discutați, da. Aici te rog foarte mult să-i povestești. Să-i povestești tot. Adrian, tot ce mi-ai spus și mie, da, da. Stai de vorbă și-i povestești prin tot ce ai trecut, da. E foarte important ca Adrian să știe, da. Sunt multe lucruri pe care dacă el le află despre tine, altfel te poate înțelege și altfel puteți să comunicați amândoi, da. Da. Tu ești un om care a suferit foarte mult. Aoleu, da, ce am suferit. Vai de capul meu. Vă las acum, vă las să vorbiți. Da. Și să aveți grijă de voi. Da, da. Cu bine. La revedere. Ză română. La revedere. A doua zi, cafeaua de dimineață este un nou prilej de păruială. Să-mi dai și mie o gură. Haide să iau și eu de la tine. Nu-ți dau nicio vărs. Dacă nu-mi dai, vărs. Eu. Nu-mi dau eu. De ce să-ți dau? Că te ia mama dracu dacă nu. Pleacă-mă de aici. Nu vezi nicio. Nu-ți dau nicio cafea. Nu mai bea. Și pe asta ai vărsat-o? N-ai voie să bei tu. La ora asta te scol. De ce să mă bați? Așa, pentru că ai vărsat cafeaua aia. Pleacă-mă. Nu fii tare în gură cu mine. Nu fii tare în gură cu mine, că te bat. Pleacă-mă. Că pleci, nu mai te spargi atât. Nu te muncește, producă, nu mai stai. Ce să te aduc? Nu ți-am adus destule? De ce stai în casă? Nu fii proastă la gură. Te culci la ora asta? Uite, văd că m-ai făcut un pic aici. Nu-ți dau. Pleacă. Pune și mie o gură. E cafea mea. Pune-mi o gură. Pleacă aici. Nu-ți dau nimic. Ai vărsat-o? Ia-ți și bea. Să fiu a dacă nu te-ai bat. Să fiu a dacă nu te-ai bat. Vino încolo la mine. Vino încolo la mine. Pleacă-mă de aici. Să fii de prost. De ce dai mine, mă? Pleacă de aici. Pleacă că îți dau. Am aruncat și țigara. Pleacă de aici că îți dau cu masa. Am aruncat și țigara și ia. Mă bat. De ce mă să îți dau neapărat țigări, să fumez, cafea? Pleacă de aici. Pleacă de aici. Nu dau mine că te bat. Tu de ce dai în mine? Eu să nu te bat, tu de ce? Pune dimineața. Da?
Să rămână, ce faceți noi? Uite, nu pot să mă înțeleg. Mă omorâți aici. Mă omoară boschetarul ăsta, bețivul ăsta. Ia uite, doamnă, am cerut o țigară, ia cu țigarea, cu cafea și ia uite. Păi tu de ce mă bați, boschetarule? Ușor, 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 de ce mă bați? Stați că nu înțeleg. Aișe, ia o pauză. Da, doamnă. Dați o pauză, ia. Hai, hai. Au vărsat și cafeaua. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu cafeaua? Eu m-am trezit acum. Așa? Și când m-am trezit, am găsit-o cu cana de cafea și cu țigarea. Mă rog. Și i-am zis, dă-mi să-mi iei și mie un pic de cafea. Așa? Și o țigară, dacă ai. Că mi s-a plecat la muncă. Să scolă la 12, doamne. Și n-a înțeles și n-a vrut să-mi dea și a început scandal. Bun, nu, ai cafea în casă? N-am. Ai bani de cafea? N-am decât 10.000. Scoateți banii să luați cafea. Te duci tu să iei. Nu te duci să iei nici un leu. Ieși afară, ieși afară. Stai că era aici 10.000. Ieși, ieși, ieși. Nu ai dat nimic. Era 10.000. Nu te vei să fii de boschetar. De ce îți place? De ce sunt eu? Da, de ce? Stai că te bat dacă nu mi-i dai. De ce să mă bați pe mine? Păi dacă nu mi-i dai? Ce prima? Stai cu minte că te bat aici. De ce nu mi-i dai? Potoliți-vă. Deja iritat că nu a primit cafeaua, Adrian își aduce aminte și de vasele murdare. Ia uitați, doamnă. Și ce să-ți fac? Și ce să-ți fac? Să-ți spun eu vasele? Uitați, doamnă, cum le lasă. Și ce să fac? Cine a făcut de mâncare? Dacă nu veneați dumneavoastră, așa era o săptămână. Cine a făcut de mâncare? Ea a făcut și așa le-a lăsat. N-am spălat că n-am apă. N-am avut apă de ajuns, n-am cu ce să le frec, și nu le uită numai la mine, cum vine treaba așteaptă asta? Așteaptă să le fac eu. Voi chiar n-ați învățat nimic de ieri? Nici unul dintre voi? Ba, păi am învățat, fac, numai dar nu vrea fac? Să le facă. Aișe, cred că degeaba am vorbit ieri. Da. Păi da, ești de acord cu mine că am vorbit degeaba. Spune și mie până la urmă, de ce m-ai chemat? Ca să vedeți că îmi fac eu mostarele, nu mă ajută cu nimica, numai eu, de unde? Trei Aișe, copii? Eu cred că... Ceea ce îmi spui tu acum sunt scuze pe care le găsești mereu. Da. Nici tu n-ai făcut nimic. N-am făcut. A rămas că tu ești cea care speli vasele? Da. Și? Uite că am spălat acum. Acum? Da. Dar eu trebuia să le găsesc făcute. Ce v-am zis eu să faceți? Nu m-a ajutat, numai eu singură. Da, ai început să faci ceva? Ai mișcat, ai mișcat vreo cărămidă? Da, am care? Aruncat câte? Deja. Ia, uite acolo, arată și mie două. Câte. Uitați. N-au făcut nimic, doamnă. Alea sunt aruncate de la alte. Nu, de ieri. Alea sunt aruncate de la alte, să mor eu dacă nu le-a aruncat ei. Nu te jura, fii al prost, nu minți. Că eu nu simt, mint eu, că nu, de la alte sunt nu acolo, doamnă. Nu e adevărat. Ce ai făcut, Adrian? A stat, a dormit, a băut, s-a dus în sat, a făcut pe datorie. Eu cred că voi chiar nu vreți să faceți nimic. Amândoi sunteți puturoși. De-abia vă rap pe pământ. Amândoi sunteți. Adrian, tu ești mai bun. Nu se vede nici gospodărie în care muncește bărbatul, că și bărbatul are sarcinile și treburile lui. Nu se vede nici gospodărie în care femeia muncește. Adriane, îmi pare rău pentru voi. Astăzi nu mai bei cafea. Asta e, ai dormit pe la 12, nu mai bei cafea. Să vă văd cum faceți astea. Nu mai te uite numai la mine, fial de prost. Să vă văd cum hai faceți. Hai să facem amândoi. Du-te cum începeți cărămizile aici? Muncește amândoi. Și tu și eu. Dar nu te mișca în talent, da? Mă, la voi nu se poate decât cu armată. Ia. Yeah. Vreți armată? Facem no. armată, fraților. Măcar cât sunt aici cu camerele pe voi. Yeah. Dă-te mai încolo. Unde să mă duc? Mai. Așa și le arunci încoa. Dar mi le arunci frumos, că dacă altfel îți dau cu ea în cap, Adrian, dacă nu. Adrian, cu minte, bă, dacă îți dau repede. Na. Cât de repede? Repede. Ia, nu pot, că sunt femeie. Ești femeie? Da, și n-am putut. Aișe, când faci o treabă, fă-o ca lumea. Lasă cârpa aia din mână și pune amândouă mâinile la muncă. Ia scana de aici. Adrian, nu e bun. Se poate să vorbești cu un ton mai ușor, mai civilizat, să nu mai țipi să te răstești așa? Da. Ia, fă un efort. Să nu cadă pe tine. Ușor, ce ușor. Ce vine de mine? Ușor să nu mă accidentați, că nu vă duc la spital acum. De ce ieși și pe alea? A zis doamna să nu iei pe alea. Ne-a fost discuția să nu mai tonul vorbim, da? Jos. Gura închisă, ia, munciți în liniște, că se poate. Și aveți mai multă energie să munciți. Aia e mizeria, aia la gunoaie cu ele aici. Și sticluța, hai. Hai să mergi și tu pe acolo. Uite, chestia aia roșie de acolo, până hai. Eu buturugii. Așa, e, ați văzut că se poate? Zici și mie aici, cum poți să zici că nu face nimic, că uite-l că muncește. Da, muncește, nu muncește, doamna. Nu muncește, acum muncește, nu? Face de rușine. Eu nu văd bine acum. Tu ce faci acum? Eu fac treabă. Aha. Deci tu muncești, el nu muncește. A, muncește. Muncește de rușine el. Nu contează. Tu acum de ce muncești? Care e motivul tău? Păi m-a pus forțat să muncesc. Eu te-am pus. Tot de rușine. Știi să vezi paiul din ochii altuia, dar pe al tău nu-l vezi. Munca este sănătate curată. Unii preferă să fie bolnavi. Dar uneori, de rușine, sau poate de frică, cine știe, încep să muncească. Gata, ați terminat? Haide, pune mâna la treabă. Ce dacă să fac? Mai. Dacă ai terminat, ai terminat. Ați terminat? Da. Nu știu cărămidea mai încolo. Haideți să stăm un pic de vorbă. Ia veniți încoace. Ce hai să la fac? Apel. Ha.
Da, da. Ați văzut că se poate? Da, se poate, Adrian, doamnă. Se poate? Se poate. Dar numai la treabă mă pune, m-am și răcit. Păi și nu trebuie să faci? Bine, treaba Aici, asta. Aici, numai gura de tine de reproșuri. Da? Când e să faci treabă, e, o faci cam în reluare, așa. Cam cu ce Mai tot. Fac și așa treabă, este. Doamnă, dar cât să fac? Și cât gura, mamă, cum înjuri? Și cum jur, vorbești? Și ce ton ai? Te-am văzut cum făceai. Și mi-este clar că este un obicei pe care tu l-ai mereu și mereu și mereu. Băi, nu se poate să vorbiți așa. Aișe, o femeie nu vorbește așa. Aia nu-i femeie. Cuvintele care ies din gura ta n-au ce căuta în gura unei femei. Adrian, și tu la fel. Niciunul nu sunteți mai bun ca altul. Sunteți la fel amândoi. Învățați și uitați-vă la voi. Puneți mâna și faceți. Nu lăsați. Las că face ăla, las că face ăla. Eu ce e acolo? Cât te-ai apucat de ele? Da. Le-ai terminat? Le-ai terminat? N-am terminat că n-am cu ce să le frec. Hai să fim serioși. Bunicii noștri n-aveau nicio model de detergent de vase. Spălau cu nisip și cu ce rămânea de la săpun cu vrece. Atât. Numai gura-i de voi. Ce educație dați copiilor? Dacă voi nu faceți nimic și dați unul pe altul, tu aștept să facă Adrian. Adrian așteaptă să faci tu. Și Adrian. Nu numai eu. Dar nu la vase. Nu la vase, măcar la curtea vase. Să mă tur. Ce dacă mă tur bătătura? Puneți mâna și faceți treabă în curte amândoi. Hai, general. Vreau să văd vasele spălate aici. Hai. Haide, ia uitați, a zis și că tu nu mai comenta, că ai și tu altele de făcut. Adrian se execută și tace. Aișe trece și ea la vase, dar mai are puțin și plânge de ciudă că trebuie să muncească. Se poate sau nu se poate? Se poate. Aișe, spune-mi și mie, ce consideri tu că te-ți fac o femeie? Trebuie să spală vasele, să facă curățenie în casă, să aibă grijă de copii care a făcut să facă ce poate și ea cât poate. Dar nici așa să mă pune bărbatul să fac eu toate treaba. Eu nu cred că tu faci toată treaba, dar ar fi cazul să mai miji tu. Eu înțeleg că știi, ți-a fost greu. Da. Din ce am vorbit cu tine și mi-ai spus, n-ai avut o viață ușoară. Da. Uite, a fost multă violență, a fost multă abuz, a fost multă greutate. Da. Asta nu înseamnă, Aișe, că dacă ție ți-a fost greu și a fost viața ta așa cum a fost și cu părinții tăi și cu frații tăi, nimeni n-are grijă. Asta nu înseamnă că tu acum chiar trebuie să stai să nu faci nimic. Merită și azi, mai faci lui o cafea, azi, mai faci lui de mâncare, să mai vorbești și tu frumos cu el. Pe până și el când bea până să nu vorbească. Haide să fim sinceri, ia uite-te un pic la mine. Da. Cred că e singurul om din viața ta care s-a purtat frumos cu tine. Da, așa este. Te-a luat de nevastă, de bine de rău, stați împreună, are grijă de tine, uite, ați făcut o casă. Nu vorbești frumos cu el, mă, eu nu te-am văzut să-l mângâi. Învățați, mă, să vorbiți și voi frumos, învățați să fiți drăgăstoși unul cu altul, să fiți tandri, să vă mai mângâiați, să mai puși tu mâna pe el. Tu ești cea care, numai eu, numai mie. Eu iubesc omul, dar din suflet nu vreau să arăt pe față. Păi și de ce să-l arăți? Nu, la noi așa este, nu se arată la față la om. Dacă tu o să continui așa, da. Adrian n-o să se simte respectat de tine, da. N-o să se simte iubit de tine, da. Și s-ar putea să-l pierzi ca bărbat lângă tine. Dacă iubesc și nu mai fac ce am făcut alea dinainte, gata, ne înțelegem de acum înainte. Dacă vrei și tu să lași gura mai moale, dacă vrei și tu să vorbești mai frumos, așa, mai ca o femeie, nu să înjur toată ziua, bună ziua. Hai să vedem ce a făcut Adrian cu lemne. Haide să mergem, să vedem ce a făcut omul meu. Hai, omuleț. Hai să mergem. Ia uitați, doamnă, cum l-am așezat. Păi să punem tot în curte, trebuie într-o parze. Eu așa fac, doamna, le pun acolo, că câinele, că țaua. Și unde ar trebui puse, mă? O băgăm în curte, acolo, lângă noi, la geam. Da, păi da, bine, luăm de acolo, le ducem iar la loc. Că-mi... Eu le-am așezat, dar bine, m-am canonit să le așez aici și acum le iau și ce facem iar la loc. Pui ceva peste ele, o folie, ceva, ca să nu se ude. Da. Te apuci, le spargi ca să fie mai mici pentru la iarnă. Și păi așa am vrut și eu să le sparg și să le așezăm. Păi mâna, și unde le așez dacă le spargi? Să mă pună pe mine să le duc la loc. Adrian, după ce le spargi, după ce le spargi, le așezi și tu în altă parte. Le pui acolo după casă. Mă, unde vrei să le punem atunci? Dar le pun cu mine, hai să dorm cu ele în pat. Ba, unde să le pun? În pat, să punem le punem în loc de perne, de... așa, că n-avem perne să ne culcăm. De ce nu le toci? De ce nu le bagi la saci, ca omul? Păi de unde? Deoparte. Dacă tu poți, ia tu buturugul ăsta și bagă în sac. Dacă intră buturugile astea toate în saci... Măi, trebuie să ia, Adrian. Cum, Adrian, așa băgăm în foc? Unde ai vrea tu să le pună? Eu vreau să le pună lângă persicul ăla mic. Păi, dar bine, am luat de acolo. Acolo ți le fură din stradă. Da? Poate îmi fură, nu știu ce să le fac. Dar bine, am luat de acolo și le punem la loc?
Leacă de unde să le punem atunci? Păi atunci ia și pune-le unde vrei tu, că eu dau cu ele de pământ și pune-le tu, de da? De ce le dai așa? Ca să le pui tu, dar păi zis că intră în saci. Păi trebuie la copii să facem... Hai, adu saci. Unde să aduc saci? Adu saci și bagă-le, să vedem. Adrian, calmează-te, ia hotărâți-vă unde le puneți. Adică mai lovi prostule. Le pui deoparte, da, doamna. Hai să discutăm ceva. Tu spui că Adrian nu face nimic. Nu prea face, dar... Acum a făcut ceva. A făcut, dar ție nu prea-mi convine. El a spus, a luat decizia că lemnele stau acolo după... Corect. Le-a luat, le-ați spus împreună, da? Da. Le-ați spus de aici tot ce erau lemnele și le-ați spus acolo. Acum ție nu-ți convine. Nu-mi convine. Nu e, doamnă, normal. Că eu am muncit, le-am creat de aici, le-am așezat acolo, prin munca mea. Ea nu a pus mâna să le facă. A adus așa un pic, a adus. A adus, nu zic nimic în adus. Fii sincer. Da, sincer, a adus. Au zis că e bine acolo. Așa. Da, și acum, după atâta muncă că le-am cărat, le-am așezat, să le mut iar de acolo, să le duc în altă parte. Aici ai dreptate. Ce păi, dar eu mă iau aici după femeie. Aici are dreptate. Când s-a stabilit locul, nu ai comentat nimic. Acum, corect, după ce s-a terminat treaba, ție brusc nu-ți mai convine. Păi nu era gândul meu unde îi punea. Nu să taci din gură, că nu cântă Adrian, găina, ia stai cântă un pic. Am vorbit puțin mai devreme de rolul femei. Da. Ce are de făcut o femeie? Dar rolul bărbatului care e? Tu știi? Eu știu. Ia spune și mie, care e? Să scoală dimineața. Așa. Trebuie să iasă să spargă la lemn. Așa. Să aducă apă. Să sape în grădină, dacă e de sapă. Da. Să facă șanturile. Să facă gardurile. Bun. Ce faci tu din toate astea? Sparg la buturugi. Așa. Le așez. Am strâns de acolo tot, am scos parii, că trebuia până la un graj pe acolo. Un bărbat ia decizii în casă? Ia hotărâri în casă? Da, cred că majoritatea toți. Dar la mine e mai pe invers. Păi de ce e pe că invers? Eu când îi spun ceva să iau o hotărâre, ea zice lasă-mă în pace și iese afară și eu nu mai am cu cine să discut. Ți se pare firesc și normal să fie mereu așa? Mie nu. Păi și atunci ce faci pentru chestia asta? Ce fac? Dacă ea iese afară, ies și eu după ea, mai o întreb câteva cuvinte, dacă vrea îmi răspunde bine, dacă nu, nu, și mergem mai înainte. Măi, fraților, păi voi ori comunicați, ori nu comunicați. Nu fiecare e în partea lui, în direcția lui, gospodăria se vede că e a nimănui. Aișe, nu-l lași să facă nimic, dar vrei. Vreau, da. Când face ceva, ție nu-ți convine. Nu-ți convine, pune mâna și pe tu. Deci dacă tu permanent critici și nu-ți convine, dar nu pui mâna și faci, nu iese nimic. Așa e. Adrian, ți-ar place ca Aișe să vorbească frumos cu tine? Da. Dar cum ai de? Eu am vorbit de foarte multe ori frumos cu ea. Așa. Și ea niciodată cu mine. Poate niciodată în viața mea n-am văzut și eu să viu, să viu odată de la muncă, să vină și ea înaintea mea, de să mă ia în brațe, să zică, bine omule că ai venit de la muncă și... De ce să te ai iau în brațe? N-a făcut niciodată. De ce să dar tu l-ai luat vreodată în brațe așa? Nu. Bă, dar voi faceți dragoste, voi vă iubiți? Cine să ne iubim? La mai două puțin săptămâni. Pe păi copii, cum i-ați făcut? Trei. I-am făcut de așa, tine, noapte. Păi nici de iubit nu vă iubiți, mă? Eu mai o iubesc pe ea câteodată, dar ea pe mine niciodată. Păi când vă iubiți, voi nu vă pupați? Voi nu vă luați în brațe? Nu. V-ați luat vreodată de mână? Da, ce spui, doamnă, doamne, ferici, de ce suntem drăgostiți? Nu ne luăm de mână. Păi asta înseamnă aici să ții la un om, să-i arăți. Hai să spun un lucru. Da. Tu nu-l atingi, nu-l iei de mână, nu-l mângâi, nu-l iubești, nu faci dragoste cu el. Da, mai ne arde de dragostea. Pe o dată la două săptămâni. Păi și cum vrei să fie bărbat normal și zdrav? Ce să fac? Să duce și caută alta. Să ducă. Tu ți-ai dorit să faci dragoste cu ea? Cu ea, da. Cu alta, nu? Nu. Cu altă femeie? Mai... Nu. Ți-ai dorit altă femeie? Eu nu. Nu te duci nici în bosghetarule, frate, aici. Nu te duci nicăieri. Nu mă duc? Du-te tu! Du-te tu! De ce? Du-te tu, mă! Du-te! Du-te să bei! Eu să bei! Nu-mi pune mâna în piept, să te bag! Să te duci să faci te bag, hai du-te! Nu mă duc nicăieri! Hai, du-te și am de mâncare! Stai așa, ne-ai mâncat! Aișe nu suportă ideea de a-l vedea pe Adrian plecat. Singură, n-ar mai avea cu cine să se certe. Hai, bună ziua! Da. Bună ziua! Bună, Aișe, nu șa sunt. Nu șa, Nicolina, nu șa Bugeac. Mi-ai dat telefon. Da, să rămână. Ia, spune, de ce m-ai sunat? V-am sunat, doamna, uite că nu mă înțeleg cu omul ăsta. Place să bea, să duce să bea, face pe datorii în sat. Să rămână, să ceasă cu mine, mă bate. Nicolina nu și-a bugeac, îmi pare bine. Când vine Nicolae, beat, mă Adrian bate. Mă bucur. Cum vine treaba asta? De ce mă bați tu pe mine? N-are dreptate, doamna. Mă bate, doamna, e bețiv. Place mult băutura, uitați, doamna. Uitați că nu mi-a făcut nimic să mănânc. Ce să-ți fac? De unde absolut mâncare? Dacă tu n-aduci banii, unde banii, mă? Te duci în sat? Faci pe datorie? Cum vine treaba asta? Hai, lasă că și tu faci datorie mai multe decât mine. Unde bani, că m-am saturat, niciun leu nu mai mă aduce acasă. Ai făcut tu mai mult ca mine datorii, da? Chiar aici, liniștește-te un pic. Stăm un pic să-mi povesti și mie despre ce e vorba? Da. Hai să ne așezăm un pic. Hai să găsim un loc aici să ne așezăm. M-am saturat, doamnă, nu mai pot.
Haide, spuneți-mi pe rând. Hai să o ascult întâi pe Aisha, da, Adrian? Da, da. Ok, hai, spune-mi tu, Aisha, da, ce te deranjează? Mă deranjează. Că tu m-ai sunat și mi-ai spus că e rău cu soțul tău. Da, da. Mă deranjează, place mult băutura, așa, doamna. Mă păcălește dacă o trimei la servici. Vine fără bani, fără adică, nimic. Stai ușor, da, ușor. Da. Cum te păcălește că se duce la servici? Mă păcălește, doamna, că se duce la servici. Și de unde? Când ia banii ăștia, apropo, da, gata, ajunge banii să ia salariul ăsta, se duce să bea. Și și-a de mai mult. Niciun leu n-a duce acasă, doamna. Ba, nu e adevărat că ți-am adus? Nu mai Adrian, dus. Las că vine și rândul tău. Las-o acum pe aici nu să mai vorbească. Dus niciun leu. Tu ai băut banii, eu nu trăiesc cu tine așa, îmi iau copiii, plec. Tu de câte ori te duci la muncă, bei. Eu plec, deci, de la Aisha, tine. Stai puțin, deci bea. Da, doamna. Nu ți-aduce banii în casă. Da, da. Așa, altceva. Vorbește de prostii, mă adică înjură pe morții mei degeaba. Așa. Așa. Nu mă lasă să umblu cu fusta lungă. Zice să stau în pantalon așa. Și așa, eu mă îmbrac și pantalon. Mă îmbrac și eu fusta. Care-i povestea cu fusta lungă și cu... Stai, da, că nu înțeleg. Nu-mi place, că trece turcii mei pe aici să vin de țoare. Deci tu ești turcoaică, că și da, numele tău turcoaică. E mai ciudat așa. Mehmet Aișe. Așa. Mehmet Aișe mă cheamă. Așa, și când trece turcii mei pe aici să vin de țoale, ne-am... Nație da, mea. Așa. Aoleu, de ce te-ai dus la poartă? Băgați așa. Ai vorbit cu neamul tău. Păi de ce, eu cauți tu să vorbești cu ei? Vrei să pleci? Ai auzit? N-ai voie să vorbești cu ei. N-am, plec. Lasă-mă să vorbesc și eu cu ei. N-am cu cine să vorbesc. Tu vorbești cu frații tăi, vorbești cu mătataptul, dar eu cu cine să vorbesc, mă? Deci el nu te lasă să vorbești cu turcii, cu cei din neamul tău. Nu mă lasă că vorbesc, că plec. Așa, vrea de la tine să porți fuste? Fuste scurte, vrea normal. Și eu nu vreau normal. Cum la ei să poată. Vrea să meargă cu ea târâși de pământ. Eu vreau târâși de pământ ca să nu se vadă bulanele astea negre cum o fi. Hai să-l ascultăm și pe Adrian acum. Da. Adrian, ia spune-mi tu, ce te deranjează pe tine la soția ta? Pe mine mă deranjează cel mai mult. Așa. Faptul că nu face treabă. Așa. Și nu face de mâncare. Adică cum nu face treabă? Nu face că dă vina pe copil. Pe ce să fac? Adică? Eu, de exemplu, nu zic, spală, nu face curat, spală, nu pătește, spală când se apucă de spălat, se apucă dimineața la 6 și termină a doua zi după masă. Aoleu, nu e adevărat, într-o că oră fac tot. Le lasă de colo până acolo, o ia pe aia de acolo, o pune acolo și pe aia de dincolo în partea aia. Și tot nu mai termină niciodată cum ar veni. Vin acasă, mă așez frumos pe un scaun pe undeva și îi spun, adu-mi și mie ceva să mănânc. Dar de ce să te aduc? Tu ce faci? Am zis, nu contează. Dă pune mâna grătar la treabă. Ce-o fi acolo? Dă-mi și mie să mănânc. Dă de ce să-ți dau? Dacă pe nu cum? Ai, atunci las eu nu contează să cază, să-ți dau de oră cât e, 10-11 noaptea, eu mă dau drumul la aragaz, îmi fac de mâncare, vin, pun masa și scol. Aici, lasă-l un pic acum și pe el să-ți spună. Îi scol și pe ei. Bă, hai că am făcut eu de mâncare, haide să mâncăm. Să scoală cu toții și ne punem masa și mâncăm cu toții și după aia e. Da. Dimineața iar plec, că iar când vin, iar nu găsesc. Deci să înțeleg că tu faci mai mult de mâncare. Normal. Da. Mm-hmm. Altceva, ce te mai supără? Ce te mai deranjează pe tine la aici? Mă mai deranjează faptul că ea vrea să meargă cu fustile astea până în sat. Așa. Și eu i-am zis, interzis să nu mai pleci așa de în ce? Sat. Dacă așa e neamul meu, pentru așa că nu o las în mie sat, că pentru că la noi aici toată lumea râde. Și când mă duc și mă întâlnesc cu băieții, bă, am văzut turcoaica, bă, mergea cu fusta târâși după ea. Da. Și atunci mă simt nasol când îmi zic băieții și din cauza asta vin și interzic. Adrian pune mult preț pe imaginea lui în societate. Practic, alegerile vestimentare ale soției îl deranjează mai mult decât lenea ei. Deci ce te mai deranjează? Ce ai zis că nu face treabă, nu-ți face de mâncare, da, face umblă nimic cu fustele lungi, da, altceva. Altceva, o trimit la magazin. Place băutură. O trimit eu la magazin. Acum, da, dacă aș trimite, du-te, așa, femeie, la magazin. Aoleu. Vezi și tu ce e de la și magazin. Vine cu două pâini. Și vine cu un pachet, uite, atât de mare de nesuri de alea 3-1. Aoleu, și bea minți câte 3-4 pe zi. Aoleu, ce minți. Bea câte 3-4 nesuri de alea pe zi și face unul după altul. Țigarea la strună. Așa. Trage și ade și fumează și bea la nes. Și eu când viu după unde vin la muncă și i-am zis, femeie, nu mai lua atâtea nesuri, că nu eu sunt, ia-ți o pungă de cafea de aia mare. Dacă nu-mi place cafeaua, poți să-ți faci un tuci. Nu-mi place cafeaua. Dacă nu-ți place, n-ai. Și pe urmă zice că cafeaua? Eu am făcut datorii la magazin. Așa, Aisha a zis că nu o lași să vorbească, da, cu ei, cu turcii. Nici cu turcii, nici cu vecini. Pentru că ei când s-apucă aici să stea de vorbă cu ei, eu nu înțeleg nimic. Adrian nu știe, se pare că minoritățile naționale au voie legal să folosească limba maternă, dar nici Aisha nu știe că ar trebui să spele vasele. Vasele?
Și ce să-ți cum fac? Le lași acolo, ce le găsești? Dacă le scoate, să le spele până nu pun eu mâna să le fac. Cu săpun de casă să spăl. Păi da, când te duci la magazin să ții nesuri, de ce nu-ți ieși tu... Ce să iau? O soluție păi de aia de spălat vasile. Iei pe datorie. Da, pe datorie. De ce să fac de 3.500.000? Că și pe urmă ce zici? Plătește-le tu, Adriane, că tu ai făcut. Atâta bani vrei să-ți fac datorii? De ce? Du-te, dracu. Stai că așa e, că am dreptate. Nu mai te da la mine. Du-te de aici, tău, stai, fa, vorbește dracu frumos că te aude lumea. Du-te dracu, de ce dai mine? Ia, liniștiți-vă. Hai, potoliți-vă că acum să stăm, doamna, nu vezi? Să stăm un pic de vorbă aici. Văd că și tu sar la el, amândoi sunteți aprinși, văd. Ia, haideți să vedem pe ziua de astăzi. Ce e de făcut la voi în casă astăzi? Această întrebare este retorică. Cei doi ridică din umeri nedumeriți. Cum? Ar trebui să facem ceva azi? Bă, dacă mă uit așa un pic la voi, în curte. Da. Ia uite acolo, mormanul de gunoi. Da. Păi cine am să le ia? Să ia doamna cu păi cine să le ia? O acolo, să cară la gunoi. Ia uite, și acolo la fel gunoaie împrăștiate da? Până da. Toată curtea. Da. Păi dacă nu punem mâna să le ia. Tu de ce nu spui? Încălțăminte și acolo și acolo și acolo și peste tot. Așa, da. De ce nu le dai foc? Deci, de ce nu le luat? Voi da, dați vina da. Unul pe altul, dar niciunul nu face. Deci la voi e dezastru ce e aici. Nu mă ajută. Bun. Păi de 3 săptămâni de când ți-am tu zis să le iei. Tu de ce nu le strângi? Eu ce ai de făcut cu cărămizile? Trebuie să am zis să le luăm de aici, să le așezăm undeva. Să le așezăm undeva, să le învelim cu ceva, să nu mai stea chiar în fața curții. Și lemnele astea, de ce nu strângi la lemnerie? Nu mai eu să fac. Ia, luați o pauză. Ia, mai încet, că văd că tot dați vina unul pe altul. Da. Tu pe el că nu face, el pe tine că nu face, dar în curte e dezastru, niciunul nu face. Haideți să vedem. Da. Deci astăzi e de spălat vase, de făcut de mâncare, de făcut imediat, ai răbdare. E de făcut curat în curte și de aranjat cărămizile și lemnele. Tu le așezi, eu spăl vasele. Ușor, ușor, ai răbdare. Ușor, ia să vedem. Nu mai eu, nu mai e. E de făcut mâncare și vase. Care spală vase, care face mâncare? Eu fac mâncare și ea probabil să spele vasele. Da. De acord? Da. Haideți să văd. Hai, la treabă. După cum vedeți, un haos total. O dezorganizare emoțională și fizică la cel mai înalt nivel. Vom vedea ce se poate face. Este multă suferință, este multă durere. Le simt și le intuiesc. Vom vedea dacă le putem scoate la suprafață. Ia, hai să vedem. Tu ce faci? Ai zis că speli vasele. Ia să te văd. Vasele. Hai, în ce le speli? Întuci. Întuci. Bun, apă. Să le faci. Există o scuză. Regulile, obiceiurile, cutumele unei alte civilizații. Numai că aici este vorba pur și simplu de natura umană. Ți-ai dorit ceva, ți s-a promis ceva și vrei să fie respectată promisiunea care ți s-a făcut. M-am săturat, nu mai treabă. Aici, de fapt, ce te deranjează pe tine? Mă deranjează, o deranjează că nu vrea să facă, nu doamnă. Nu vreau să fac, să stau vreau. Auziți, doamnă, cum spune că nu vrea să facă? Vreau mă așteaptă să stau pe mine liniștit. Să le fac după ce vin la muncă la 3 zile. Nu mai eu. Păi tu ce faci? Liniștit tu vrei să fii prințesă. Da. Școala de prințese era de tine. Da. Ia uitați, doamnă, cum le las. Le ia așa, le ia de colo, le împrăștie pe colo, le pune... I-am zis să le pui până în drum ca să ne audă toată lumea. Dar ce vrei să spun? Ia uitați, nu face nimic. Ce vrei? Dacă tu până nu vin eu să le iau de la muncă, nu face altceva, absolut nu face nimic. Tu de ce nu mă aduci apă? Absolut nimic nu faci. De ce nu aduci apă să spălăm? Tu de ce nu te duci să scoți apă? Nu mă duc că nu-mi dă vecinii să trag. Nu vrea, doamnă, nu că nu poate. Cum îți dă? Că nu sunt curată, pentru că nu vrea să ducă. Întotdeauna e curat și nu-mi dă voie. Ba, eu cred că e de dacă s-ar duce, dar nu vrea să se ducă. Nu-mi dă, nu-mi dă, nu-mi dă. Hai să mergem să luăm apă. Să vedem, te lasă sau de nu te lasă. Hai, ia găleata. Hai, hai să mergem să vedem să dacă apă. Hai să vedem, îți dau sau nu-ți dau apă. Hai, ia găleata. Hai să mergem la vecin să vedem dacă îți dă apă sau nu-ți dă apă. Nu-mi dă. Hai cu mine, am zis. Să vezi că îți dă. Mă duc, du-te tu. Uite acolo la puțu. Nu mă uite acolo la puțu și haide. Nu. Bună ziua. Vreau să vă întreb și ceva. Dacă aici vine să ia apă de la dumneavoastră, îi dați voie să ia? Nu. Care e motivul? Când e el acasă, îi mai dau voie mai acum. A, lui Adrian îi dați voie, dar ei nu-i dați voie. Ei nu. Dar care e motivul? De ce nu-i dați ei voie? Spuneți-mi și mie, vreau și să știu, dacă se poate să-mi spuneți. Nu știu, că așa ca femeie nu prea. Ca femeie nu-i dați voie? Nu. Dar de ce nu? Nu, nu mai multe motive. Am înțeles, sunt motive religioase mai mult. Am înțeles. Mulțumim mult de tot. Vezi că nu. Da, mai caru și tocmai. Caru tu. Hai caru. E, aici a avut dreptate. Acum el a luat apă, dar du-și tu până acasă. Descoperim noi aspecte ale situației. Din nefericire, prejudecățile pot îngreuna foarte mult viața unui om. Aisha probabil că a avut mult de suferit în momentul în care a venit aici. Și din ce observ,
cred că sunt multe traume care vin din trecutul ei. Este foarte posibil ca refuzul Aișei de a face treabă să aibă rădăcini mult mai adânci decât acea proverbială lene în care nu vrei să faci nimic pentru că nu ai chef. Auzi? Da, ce s-a terminat butelia. Și ce să facem? Pune mâna și fă pe prostrii. Păi și când mai se face? Când mai mâncăm? Hai mă că facem, dă-te. Pune mâna și fă. Hai du-te dracu, nu mai. Unde să mă duc? Să te bată, pune mâna și fă. Ce s-a întâmplat? Care e problema? Să facem mâncare. Dar tu nu știai că să consumă nu trebuia știam. Să te duc. Poate îți dădea Marino butelie. Nu dă, nu dă pe datorii, pe banii tăi unde? Păi poate îți dădea, dar noi încercăm, n-ai vrut să te duci. Hai să facem afară acum, pune mâna. Păi stai puțin, stai puțin, Adrian. Tu ești cel care face de mâncare. Păi cum să fac dacă nu vreau, fac eu. Eu mă uit la tine. Păi tu ai zis că faci de mâncare. Da? Hai, te văd cum faci de mâncare. Ia spală vase. Hai mai repede. Că e foame la copii. Cât de repede să-ți fac eu ție? Du-te și caută pirostrie. Și nu mai stai lângă mine. Lasă, eu mă duc să-mi fac treaba. Dar nu trebuie să stai lângă mine. Ah, ce bine berea asta, Doamne. Tu stai să bei bere și eu fac mâncare? Lasă-mă berea. Lasă-mă berea. De eu fac mâncare și tu. Bă, de ce e? Potoliți-vă. Potoliți-vă. De ce mai vorbim? Uitați, doamne, eu fac mâncare și ia bea bere. Așa. Și e frumos să uite și la mine. Și ară de spălat vasele. Dar ce vrei să-ți fac? Păi și în loc să le spele vasele. Dar ce vrei? Bea bere? Spălat vasele. Pune mâna și fă. Pune mâna. Fă. După ce că n-ai făcut nimic, mai fac gurciria. Pune mâna și fă, mă, fiază. Să-ți fac eu mâncare. Păi fă și tu mâncare. Și tu ce ai făcut? Ai spălat două vase și ai stat toată ziua degeaba. Am avut grijă de copii. Ce să-ți fac eu, da? După ce că e un monument de lene, Aișe mai este și mofturoasă, ca o adevărată prințesă. Ce mâncare faci tu acolo? Eu nu mai mănânc. Dacă nu mănânci? Nu mănânc. O arunc. Cum să arunci mâncare la copii? Treaba ta. Nu arunci, mai bine faci lasă-mă la copii să mâncare. Ia să vedem. Ia uite. Adrian, tu trebuie să faci de mâncare, da? Da. Nu e butelie. Da. Asta n-am e, nu e butelie, se poate face trebuie și la lene. Trebuie să vă neapărat. Deci pune mâna și fă de mâncare, nu vă mai certați dintr-un nimic. Și când să mai face? Asta e, și tu tași din gură, nu-l mai agita. Eu stau în pe scaună. Ți-ai făcut treaba, da, să mă lași în pace să fac eu mâncarea cum scrie în carte, da? Adrian gătește, dar nu are cu ce să aprindă focul. Aici ar putea să caute o brichetă prin casă, dar nu vrea. Ai căutat focul ăla? N-am de unde să-ți găsesc, mă. Du-te și caută. Hai, du-te și caută acum. Ai lăsat la oamenii tăi care ai băut de la bar? Hai, du-te acum. Du-te și caută. Și cum? Hai, du-te, am zis. Du-te la vecin, cere tu. Aișa, nu-mi dă mie vecin. Nici măcar cu atât. Nu poți să-l ajut și pe el. Cu ce, cu foc? Să-i faci joc de foc. N-am de unde să iau, doamna, nu-mi dă mie vecin. Nu e adevărat. Dacă nu te duci tu, lasă că mă duc eu. Hai că vin repede, până vin eu, vezi și tu ce mai faci. Zi-mi și mie, de ce faci tu așa, Aișa? Ce să fac eu? Cum? De ce? Ban lași, ban nu lași. Ban vrei să-l ajuți, ban nu vrei să-l ajuți. Când face treabă, stai cu gura pe el. Dar să când nu face eu, treabă, eu, nu-ți eu. Convine. Nu-mi convine, doamna, numai eu să fac. Păi așa, tu ai făcut ce ți-am spus eu? Păi ce să-ți fac eu? Uite, eu am venit repede, văd că n-am fost, am luat și am văzut că n-ai făcut nimic. Du-te și fă mâncare la copii. Hai să-l lăsăm pe Adrian să mănânce, să facă de mâncare și hai să stăm puțin de vorbă. Ce te doare pe tine? Numai la mine să uite, doamna. Eu să fac toate alea. Aișe, eu am impresia că tu găsești motive. Da. De scuză. Ca așa, să ieși bine. Așa face, doamnă. Și eu, ca să ieși bine. Și eu ce să-i mai zic dacă e așa? Adrian, lasă-mă puțin să vorbesc cu ea. Să face înaintea mea și... Eu cred că tu stai. Las copilul să cadă. Eu cred că tu stai și atât. Nu stau, mai fac și eu ce pot. Aișe, tu când erai... Tu câți frați ai? 7 frați. Și tu, a cât ai ești? Deci sunt ultima copil. Deci, tu ești cea mai mică? Da, cea mai mică eu sunt. Și ia spune-mi și mie, tu a, de tine au avut grijă frații tăi și surorile tale? Nu, nu, n-a avut. Pe tine cine te-a crescut? Sora mea asta care e măritată la Călăraș. Păi nu te-au crescut părinții tăi? Nu, am murit. Și după aceea ați rămas toți singuri? Da, toți singuri am rămas. Pe mine m-a crescut sora mea atât. Mă punea să spăl vasele, mă punea să mătur, mă punea să îngrijesc copiii ei. La școală nu m-a lăsat să plec. Păi am stat și la fratele meu, a luat de la sora mea pe mine, cu biciu nu mai mă bătea. Cine te bătea cu biciu? Fratele meu ăsta bun. Dar de ce te bătea? Mă bătea că să fac treabă. Tu făceai treabă sau făceam, nu făceam? Făceam, aveam grijă de copii, avea o fată ologă. Și trebuia să o îngrijești pe ea? Da, și eu nu vreau. Dorința Aișei de a fi tratată ca o prințesă își are rădăcinile într-o copilărie profund nefericită. Poveștile ei sunt cutremurătoare. Nevastă s-a învățat să bată și pe nepotul meu și pe mine. O bătea pe nepotul meu. A, ei acum, cum să zic la matale, o punea, uite așa, jos și la un fier, uite așa o bătea pe băiatul ăla. Și ce avea? Avea 13 ani și eu aveam 14 ani. Deci un an mai... Mie îmi părea rău cum o omora. Și forma pe mine că mă bătea și băiatul ăla tot la fel plângea. Până la urmă am fugit, m-a învățat o vecină și un vecin.
Ne-a luat pe noi cu nepotul meu și pe mine, după furiș în casă, ne-a băgat acolo, ne-a dat de mâncare, ne-a pus la tren noaptea să fugim. Și eu m-am dus în lume. Câți ani aveai? 14 ani? Da. Și cu băieții cum era? Cu băieți să mă duc cu să... bărbații, da. Nu, nu mă duceam. Nu te duceai? Nu mă duceam. Ceam, nu mă băieți, nu mă duc că sunt măritată. Trebuie să-mi vie bărbatul meu de la țară. Da, tu mințeai că ești măritată, da, ca să scapi de ei. Bun, și acum dacă ai casa ta și stai, da, numai tu cu Adrian, da, de ce nu faci, de ce nu le îngrijești, că acum le ai, da, aici? Da. Dar nu văd că îți pasă de ele, nu văd că te îngrijești de ele. Păi spun și lui Adrian că nu mă ajută pe mine. Doarme tot o ziua. Nu știu ce să fac, uite, abar n-are, vezi? Deci ție îți place de el? Îmi place, vorba aia, mai ne certăm, mai ne bate, mai ne împăcăm. Dar văd că îl cam troznești, așa, îl cam bați. Da, chiar dacă mă bate, spun... Păi te bate sau îl bați tu? Ei, mai dau și eu, când mă nervează, mai zgâri, mai fac la nervii aia, oricine. Dar tu de ce îl bați? Când îl bați? Când e băut, așa, când mă supără, face datorii și a zic, du-te, dracu, zic altceva, ce-mi vine la gură, așa e la noi, spurcat gura la femeile. Păi pe tine, mai devreme mi-ai spus că pe tine te deranjează când el vorbește urât. Tu ai voie să vorbești urât și el n-are voie? Nu. Eu trebuie să înjur. El nu? Așa, nu. Așa e la voi la turci sau așa e în zona aia? Așa e zona noastră, neamurile noastre. Uh-huh. Da. Și care mai sunt obiceiurile la voi? Deci... Mie îmi place să umblu așa cu fustă lungă. Să fii de prost! Pleacă de-ai din fața mea! În timp ce scaunul plutește grațios prin curte, cartofii se ard. Ia și întoarce cartofia! Întoarce tu, fii al... Ce tu repede! Tu ce faci? Te-ai ard? Te-ai ard? Fii al... de om! Pune mâna și fă mâncare! Cu ce mai mestec? Nu mai te uite numai la femeie! Să-ți da femeie de gata să mănânci să te culci? Și căciula! Pune mâna la treabă! Te dai mare tare la neamul tău? Stai cu minte, m-a spart capul cu ăla că-ți dau mâna. Dacă-ți dau cu asta, mori. Pleacă de aici că-ți dau mâna. Du-te, dracu, de aici, de plasă. Du-te, să fii de prost. Te-ai ars? Pune mâna pe o cârpă, prostule, dacă te-ai ars. Să fiu o dacă-ți dau din ei. Hai, fă și tu, eu până acum cum ți-am făcut? Hai, gata! Lasă să facă macalume, unde le pui? Acum ai băgat în foc, lasă să face. Păi cât să facă? Mă, te ars, prostule. Prostule, eu sunt prost, dar tu ești prost. Te ars, fii al să fii. Eu gata, sunt prost, dar tu ești. Hai, ia-l de aici, stinge foc. Gata, lasă că s-a făcut. Hai. Stai. Stai că aveam o sticlă de suc. Să iau eu cartofi. Gata. Hai să mâncăm. Cei doi au un meniu ca la carte. Cartofi prăjiți doar pe o parte și îmbălsămați cu suc de portocale. Mănâncă tu mâncatea. Ție îți place să mănânci de cap? Copiii nu mai mănâncă. Mamă, ce bun. Nu mai mănânci. Ajunge, mai lasă și la copii. Aoleu, aruncam mâncare la copii, să fiu. Da. Fii de boschetar. Aruncam mâncare la copii, fii să fiu. Ce mănâncă copii, mura ta? Ce mănâncă copii? Mai încet, nu mai zbira atât, că te aude lumea. Aruncam mâncare. Mai încet. Aruncam mâncare la copii. Și dacă am aruncat, ce vrei? Faci altfel. Pleacă de aici. Ce vrei, mă? Stai aici. Încă îți dau în cap, ia la f***, de prost! Plecă de aici, plecă, dă-te de aici, stai. De ce dai mine? Plecă de aici! Plecă că te bat! A, mă strâng de mult! Ce vrei, mă, prostule? Să-ți fie rușine, proastă! Ce să-ți fie? E, dacă nu-ți bag masa asta pe gât să fiu a f***! Pleacă, fiu a f***, să fii, că dărâm aici! Dacă nu dau... Pleacă de aici, prostule! Te dai la mine! Atâta știi decât să ne audă toată lumea! Să ne audă! Atâta știi și în rest nu faci nimic! Pe mine de lumea, parcă lumea îmi dă să nimic nu faci! Ce fac, mă? Tu ce faci? Prostul. Acum este mult mai clar de ce curtea celor doi este plină de tot felul de obiecte aparent inutile. Nu poți arunca în capul celuilalt același scaun zilnic. Așa le-ai lăsat. Cum le-ai aruncat, așa le-ai lăsat. Așează. Așa știe tot satul. Lasă, tot satul știe toată lumea că sunt, așa zici mie. Ești cu fusta aia, halalaie după tine. Aoleu, dar cum vrei să umblu? Lambada? Da. Lasă-mă pe mine așa cum m-a lăsat neamul meu, nația mea. Așa ai zis și eu, păi vrei să ieși cu furca? De ce să ieși cu furca? Când a venit ăia cu îmbrăcăminte pe drum, ies cu furca. De ce? Că e nația mea. Iau furca și te aranjez eu. Tu de ce vorbești cu alții? Tu de ce vorbești cu lumea? Păi da, dar eu vorbesc pe limba mea. Tu de ce vorbești cu neamul tău? Pe limba ta și eu pe limba mea vorbesc. Da, dacă sunt turcoaică, ia și bea, beater. Ce bei? Ți se sete? Fii al... Să fii de prost, bărși pe mine sucul la copii? Bea-o tu! Fii al...
dreaptă, fii dacă, de prost. Păi eu n-am dreptul nimic de în casa asta să mine? Fac decât eu. De ce varși? Nu te da la mine. Du-te, de ce varși pe mine? Păi... Spun tu după mine. De ce că te bat? Mă bat? De ce varși după mine? Pe mine? De ce? Dă-te dreapul de aici. Ce vrei, mă? Ce vrei? Ce vrei, mă? De dracu. Prostule. Eu te țiu în mână până mor de foame. Du-te, dracu, de aici, de prost. Nimeni nu poate ști pe ce se bazează relația dintre Adrian și Aișe, cu atât mai puțin de ce această relație continuă. Eu nu trec așa cu tine. Te las până la urmă și plec copii. Stai să-ți dau toale. Nu, n-am nevoie. N-am nevoie, lasă-le acolo. Na, când vreau eu plec, și plec. Te iau alucat. Dacă tot mi-ai zis că pleci. Te iau alucat, ajunge. Dacă du-te. Tot mi-ai zis că pleci. Tu. Dacă tot mi-ai zis că pleci. Pleacă de aici cu ele. Am zis să le iei să pleci. Cu ele. Ai spălat tu? De așa le murdărești? Stai că ți le leg eu frumos acum și la Constanța. Aoleu, nu mai vreau să plec. Păi, dar n-ai venit cu pământ de la Constanța în trai. De ce? De ce mai leac cu doi... Te rog frumos să de nu ce? Mai dai. Cu trei copii ce fac eu? N-ai venit tu cu pământ. Astea e ale tale, nu? Nu plec. Astea e ale tale? Da, e ale mele, dar nu plec. Nu pleci? Nu vreau, da. Atunci te potolești cu gura? Nu mă potolesc, am trei copii, trebuie să le creștem amândoi. Da. Nu numai eu. Acum trai stabătul și asfaltul. Lasă mă în pace, nu mă duc nicăieri, nu mai mă duc. Acum nu mai plec, am copii. Stai că ți le scot eu la poartă. Nu mai plec. Că de ce vorbesc cu neamul meu, că de ce fac așa, unde să plec eu acum? Da. Nu mă duc, nu plec. Nu plec, dă-le încoace, nu mai mă duc. Dă-le încoace, gurata, dă-le încoace. Ia soare la Constanța. Nu n-ai venit tu cu pământ în traistă de la Constanța. Nu mai mă duc, unde să plec? Gura ta să mă p***le. Mă împinge că te bat, de ce unde zici unde să mă duc cu trei copii? La Constanța. Nu mai plec nicăieri. La Constanța, nu aici mai zbira. Aici stau, nu mai mă duc. Nu mai zbira. Unde să mă duc, lasă-mă-n pace. Și de ce nu faci ordine? În două minute să nu mai văd nimic. Ce să fac? În două minute să nu mai văd nimic. Dar tu ce faci? Eu ți-am zis în două minute să nu mai văd nimic. Fac treaba, numai eu. Pentru că tu ești cheia acasă. Numai eu să fac curatul, să stai, să bei. Vaietele cu scop locativ ale Aișei se transformă repede în strigăte de luptă. Hai, dă-mi și mie 20 de mică. Nu mai dau nimic, ești afară. Du-te, caută 2 lei. N-am niciun leu. Dacă nu cauți, mă duc eu și caut. Stai cu minte, cum să dau banii? Hai, du-te, du-te și caută. N-am curata. De ce dai în mine, bă? Mă frică de tine, becimoane. Te bat. Cer pentru băutură bani tu? Du-te, dă-mi 2 lei. Pleacă de aici, te spar cap. Du-te, dă-mi 2 lei. N-are copii ce să mănânce? N-are? Tu vrei banii la copiii mei? N-are. Vrei să-ți arăt eu că are? Uite, am 3 copii pe capul meu, care e casa de noi? N-avem lumine, n-avem pus să strângem bani. Să vin cu asta, vezi ce te bat eu acum. Tu pe mine, ți-e ria să fii dacă te auzi gura, dacă nu te mănânc. Vine-ncoace! Vine-ncoace, că te spar capul din seară. Nu-ți dau să mănânci, boschetarule. Vii la culcare să vezi ce te omor. Pentru moment, Aisha a rămas în casa lui Adrian. Ea știe însă că zilele aici îi sunt numărate. Convinsă că singură nu are suficiente argumente, decide să apeleze la consilierul de urgență. Ia vină, fa. Ce vrei, mă? Hai să pui tu, să faci tu ceva. Ce să-ți fac? De unde mâncare? Adu-alea ce-o fi acolo. Adu-alea păi de acolo. De unde să-ți iau? Alea care e acolo. N-am. Mă duc ce să le iau. Pe adu-alea unde banii? Tu de ce ai băut banii? N-a două roșii, ți-ajunge. Pâine n-avem, că ai băut bani. Unde bani? Na, ia și mănâncă-le. Mănâncă tu. Vino cu aia. Du-te, dracu, de aici de prost. Hai să mâncăm amândoi. Alcoolistule. Pe mănâncă, na, mănâncă și tu. Mănâncă și tu. Ia, mănâncă tu, fii al impectivanule ce ești. N-ai făcut nimic. De ce ai băut? De cum am băut? De ce ai băut bani? Stai, nu trage de mine. Du-te, dracu, de prost, de ce ai băut? Ai venit beat în casa mea să-ți dau mâncare să mănânci? De unde să-ți iau mâncare? Nu mai umbla la grasă. Nimic n-ai făcut. N-am nimic de mâncare, ce să-ți dau? Păi de ce n-ai făcut? Acum plec iar la băutură. Nu te duci nicăieri. Dacă nu mă lași la muncă, mă duc la băutură. Nu mai te duci, nu mai te duci. De ce? Nu te las nici la muncă, nici la băutură. Ia uite, mănânc ceapă cu roșii. Mănâncă, mănâncă ceapă cu roșii. Păi tu de ce nu mănânci? Ai băut? Du-te, dracu, de ce dai în mine așa? Stai, mă, de dacă la mine, că te iau la omor, dar adevărat eu dacă-ți dau una. Ce vrei, mă? Că-ți bă, acum asta... Nici la apă nu te-ai dus. Du-te, dracu, tu la apă, vezi, țivule. Chiria, să fii cu măta. Și te culci. Tu nimic nu faci la apă. Tu să fii cu neamul tău. Tu de ce m-ai jurat atâta pe neamul? Dar nu mai mă drepuie, dă neamul meu, că te iau la omor. Să mă bați tu pe mine. Acum te trimis la Constanța. Aoleu. Vrei de ce să mă trimis la Constanța? Acolo, la neamul tău. Bețivanule, ție-ți place să bei? Da, de ce nu faci nimic. Ce să-ți fac? Orice există. Nu mai fac nimica. Dar ce faci toată ziua? Vrei, da, gata. Da. Păi te duci, muncești și bei băutura, te culci. Da, da. E, cum vine treaba asta? Te vin la mine cu trei copii să fac eu mâncare ție. Da. Te bat. Tu să mă bați pe mine. Îți dau una, te omor acum. Vrei să-ți arăt că te bat? Pleacă-mă că-ți dau cu găleta în cap. Du-te stai la apă, că te bat. Găleta în bală, na. Du-te la apă, fii al***, să
fii de boschetat. Dacă îți dau una, dacă nu mor cu mă. Du-te, mă, tu! Du-te, da, apă, ia apă! Fie să fii de boschetat. Să fiu eu? Ție tu să fii cu neamul tău. De ce bei? De ce mă bei? Ce vrei, mă? Tu te dai la mine cu da? De ce să te dai la mine? Du-te, mă, mă lași, să-ți spăr capul. Ori mă lași să mă duc la muncă, ori te duci. Să-ți spăr capul cu scauna. Ce, mă, frică de tine dacă ești bărbat? Atunci vezi că mă duc să iau ceva de mâncare de la magazin. Nu te duci nicăieri. Cum e după tine? Stai, nu trage de mine. Unde să te duci? La magazin să iau de mâncare. Ca să faci datorii să bei? Da. Nu te duci nicăieri. Apă caldă sau apă rece? Cum le speli? Apă rece, că e vară. Apă rece, că e vară, da? Că așa zici tu, cu apă rece le speli. Hai să te văd. Adu-mă o cârpă, băi! Ia de prost, ce faci? Hai să mă ajut. El are treaba lui, lasă-l. Lasă, el face de mâncare. Și să mă ajut. Da? El face de mâncare. Așa, dăm cu a. Ce faci? Nu ești în stare de nimic. E, cum nu sunt în stare? Nimic, tu ce faci în casă? Stai singur, da, în casă. Da, stau. Ce el faci? Pregătește de mâncare, ce lasă-l în pace. Ce faci în casă, mă? Faci mâncare? Eu îți fac să mănânci, să înghiți. Faci pe naibii, nu faci nimic. Astea care, cine nimic? Le spală? Eu le spăl. Păi ia uitați, de 3 săptămâni de când stă acolo. Aole, uite. Cum să fie așa? Așa am este. Am spălat aseară. Tu speli de gura la lume acum, nu. Dar nu că le faci de obicei. Ia uite, mai murdări vasele care am spălat. Fii al să fii dur de prost. Că nimic nu faci. Aisha, cine spală la voi de obicei vasele? Eu. Tu le speli? Da. Dar nu lăsa pe omul ăla, nu știe, dă-l dracu. Uitați, doamna, nu le spală. Le spală de gura lui dumneavoastră acum. Dar cine le spală, Adrian, de obicei vasele? De obicei eu le spăl. Când poate să strâng aici de 3 săptămâni și-a de pe masă și tot eu le spăl. Din nou, Adrian își demonstrează calitățile gospodărești. Păi așa? Dar cum vrei, dacă n-am nimic, acum îmi spăl, n-am de rău. Ia să vezi cum se curăță la mine. Îți spală tu, să vedem. Ia să vezi cum se curăță la mine. Curăță tu, n-a curăță și cu varză, că mai bine. Stai cu minte. Dar ce, ia uite ce ai făcut aici, de ce ai negrit păi așa? Păi pune mâna și șterge acolo imediat. Adrian, da? Tu ești la făcut mâncare, ce cauți aici? Păi să ajut, că nu știe. Băi, la voi trebuie armată, bă, aici. Ne trebuie armată, doamna, nu mă înțeleg cu bețivul ăsta, place băutură multă. Nu mai bea. Uite, să duce, cheltuiește, face datorii în sat. Ți-am adus apă. Ai dus apă? Da, hai că mă duc la mâncare aia. Arde mâncare aia, faci o mâncare, tu mănânci cu măta și cu tatu. Astăzi gătește Adrian aici, așa am stabilit. Tu speli vasele, el face de mâncare. Ia-ți tu, de câte ori pe săptămână speli vasele? Eu spăl... O dată pe săptămână. O dată pe zi. Nu mai joia. Ia hotărâți-vă, ia Adrian, ia vină un pic încoace. Nu minți, nu e adevărat. Le speli acum de gura lui doamna, dar nu că le spălai. Aici, uite-te la mine, spune-mi de câte ori pe săptămână speli vase. Eu spăl o dată pe o săptămână. O dată pe săptămână, normal. O dată pe săptămână le speli? Așa e? Nu e adevărat. Așa zice, mă iau după el de frică, doamna, când plecați mă bate. Ba, nu e adevărat. Adrian, ia spune-mi, când te îmbeți, mai dai și tu în ea? Nu, decât așa mă fac. Te omor. Stai cu minte că-ți bagoala. Atât ai fac. Bai, calma. Atât am luat. Eu când sunt gata, atât ai fac. Calma. Tu mă bați pe mine, nu te bat, mă? Ușor. Îți bagoala în cap. Deci, o bați sau n-o bați? Nu, decât așa mă fac cu o bat. O sperii. Dar n-o bat. Aici, așa e? Nu, doamna, nu e așa, mă bate. Dar ia spune, tu-l bați pe el? Da. Dacă mă bate și eu mai ating. Și cum îl bați tu? Tu ce-i faci? Zgâri pe față, zic, mânca mea, îi făceam, mai drăgeam, mai vorbesc. Păi atâta ești în stare. Dar tu de ce mă înșelepți? Și îi dai cu obiecte, cu ceva în el? Da, câteodată cu oală, cu tigaie, cu ce rimeresc. M-am lămurit cu bătaia. Da. Aici îl cam atingi. Iar tu, Adrian, brăcuța mică cu gura mare, nu mai cum faci. Cum să nu faci? Violența? Aici, uite-te la mine. Da. Bătaia nu este o soluție. Da. Dacă îl bați, ai rezolvat ceva? Nu. Ți-e mai bine? Relația voastră e mai bună? Nu cred. S-a schimbat ceva dacă îl bați? Nu. Bun. Haideți să vedem acum cu vasele. Ești mulțumit de cum le-a spălat? Eu nu. Ce nu-ți convine? Ce nu-mi convine pentru că e murdare. Ce e murdare? Ce să spăl? Toate. Trebuiau spălate mai bine. Ia uitați-vă și dumneavoastră cum e tigaia asta. Măi, dați vina unul pe altul. Da. Tu că faci, dar n-ai, dar nu știu ce, el că tu nu faci, că nu faci bine și așa mai departe. Da, că le face de gura lui dumneavoastră. A, cum? Adrian, stabiliți care face și ce face. Așa? Ia spală vase. Da. Îi arăți o dată, de două, de trei ori. Da. Aici și tu, mai bași la cap, că nu fi... Poate nu știi nici tu pe toate. Deci asta înveți și tu. Deci treaba ta la vase e să speli, iar tu să aduci cu ce să spală. Cu nisipul, ce ai avea bani. I-aduc, dar tot nu-mi convine cum aduci, spală. Dacă nu-ți convine, aduci pe mâna și faci. Curat, murdare, vasele sunt trecute în lista treburilor terminate. Cei doi se retrag în casă, dar încă nu e timp pentru odihnă. Haideți! Hai să vedem că ce e aici în curte. Ia uite și tu. Uitați-vă ce e aici în curte. E dezastru. Da. Acum, tu ți-ai terminat vasele, tu ți-ai terminat mâncarea,
de făcut curat în curte. Ia să văd pe amândoi. Eu de câte ori i-am spus, n-a vrut să le ia. Ușor, nu vă agitați, Adrian. I-am spus să le ia și n-a vrut să le ia. Tu ești mai agitat. Da. Și tu și eu. Ușor, da? Da. Deci ce e de făcut aici? De făcut curat și ordine. Bucata asta vreau să o văd lună. Da. Care ce face? Eu iau varzele astea. Așa. Și unde le pui aici? La gunoiul ăla. La gunoiul ăla acolo, așa. Tu ce faci, Adrian? Eu scândurile astea de acolo, să măturăm un pic și... Și unde le pui? Le duc în spate, că am un graj de acolo. Ai în spate. Ai un loc și unde le duci în spate. Da. Bun, să te văd. Hai. Aici tu stai acasă toată ziua. Ne mișcăm și noi mai cu talent? Dar ce vrei să fac? Păi eu văd că eu le-am luat jumătate. Lasă mătura, că n-ai ce să mătur când e a ta mizerie. Ia și strânge toate, ia uite câte sunt aici. Dar spune și mie, tu dacă stai toată ziua acasă cu copiii... Așa nu face nimic, doamnă. Dă vina pe aia mică, nu face absolut nimic. Și ce să fac? Nu poți să mai strângi tu câte ceva? Ba poate, dar nu vrei. Eu trebuie să nu fac nimic. Gunoaiele la gunoaie. E, dacă nu vrei să faci nimic, lasă-le jos și dai drumul de aici, că le fac eu. Da, de ce? E, potoliți-vă, ia potoliți-vă, amândoi faceți treaba. Dar nimic nu e treaba mea. Ia uite mătura. Dar ce vrei să-ți fac eu? În rarele momente în care muncește, Aisha este adepta pașilor mărunți. Gata, am terminat. Ce ai terminat? Gata? Mă doresc și pe mine picioarele, numai eu am grijă de copii. Tau aici jos. Și nu mai fac nimic. De ce nu mai faci treaba? Nu mai fac. Hai repede la treabă. Hai, scoală-l de la treabă. Băi, calmați-vă. Calmați-vă. Stai acolo. Hai aici la treabă. Nu vreau, doamnă, nu mai pot, doamnă. Las că mai pot. Adică pun asta pe tine dacă mai stai. Tu vezi de treabă, ia. Tu ai lemnele, ia. Ia spune și mie, cum e la voi la Tuș cu curățenia? La noi se muncește bărbat mai mult, femeia șade. Femeia adică face treaba, stă. Femeia stă, nu mai la masă. Femeia face treaba lui în casă, bărbatul pe afară. Și atunci, care e treaba femeii la voi? Cum e la voi? Cum e la noi? Da. La noi se mănâncă. Dintre ei, mămăligea, am mâncat și o cafea. Adrian, mai încet. Să face baclava de aia turcești. Așa. Și îi sparge șemință pășean. Să de femeia, să uită la televizor. Cine face curat? Mai mă ajută și bărbatul. Bărbatul se duce la muncă, da? Vine de la muncă, mai mă ajută și bărbatul. Zic că sunt obosit, omule. La noi aici, la România, aici, de gospodărie, da, în general, se ocupă femeia. Ea ține curtea curată, da, ea ține casa curată, da, bărbatul curat. Da. Și bărbatul face treburile alea grele de curte, sparge lemne. Da. Deci e un păi pic da, diferit înțelege față de cum e la voi. Dar ce vrei niciodată să fac? Să mă pui pe mine să sap, că mă doare mijlocul. Da. Tu când l-ai cunoscut pe Adrian, ce ți-a promis el? Cum ți-a zis că o să fie? Când tu ai zis că vii cu el? A zis mie, tu stai liniștit acasă, ai grijă de fată, că aveam fata aia mică. Așa. Și nu prea faci treabă, fac eu. Eu mă duc cu ziua, eu îți aduc bani. Promisiunile prenupțiale ale lui Adrian au avut valoarea unor promisiuni electorale. Aisha nu mai are însă șansa unui nou tur de scrutin. El ți-a promis că te ține în puf. Da. Și după aceea te-a pus la treabă, chiar da, să muncești și după mama lui. Da, da. Și după mama lui și aveam și o nepoată acolo. Așa și... Făceai curat și după aia, spălai da, și ei? Da, și după ei, și după plus. Dar nu e adevărat. După mine, după... Cum nu e adevărat? Tu i-ai promis că o ții ca prințesă? Da. I-am zis, da. Zis. Așa. Nu o să și? Te pun la treabă, o să stai cu asta mica, da. Așa. La început. Și după o săptămână am întrebat-o. Îți convine cum stăm, cum ne descurcăm, cum trăim? Și ea a zis, acum de bine de rău, îmi convine. Bine, dacă îți convine, să punem dacă la am dormit cu tine, trebuia să stau. Nu ne mă duceam, cine mă da cu copilul ăla? Ai pus-o la treabă. Da. Și ai văzut că face sau nu face? Am văzut că nu face, că, pentru că e potruoasă. La cât timp ai văzut că nu face? La o lună jumate, cam așa. Am fost sigur că nu, chiar nu face toată viața ei. Cum și ce fac? Te-a făcut să rămâi în continuare împreună cu ea? M-a făcut pentru că n-am mai vrut să mai plece. Eu i-am spus că n-am vrut să mai plece. Da, nu i-am spus, dacă vrei, pleacă. Dacă nu-ți convine la mine, păi că te pun la treabă, poți să pleci. Băiatul, cum să plec? Dar stai, că băiatul nu l-ai făcut imediat. Și a zis nu, că nu pleacă. Eu ce văd de aici la voi, Adrian, este că tu faci cât de cât. Da. Aici ce văd e că nu prea faci. E, nu ai fac. Vrea și n-ai vrea. Fac, doamna, ce pot și eu fac. Puterile Aishei se limitează la a spune că face. Munca propriu-zisă este însă prea grea. Facem promisiuni. Nu le respectăm. Celălalt se așteaptă să le respectăm. Este foarte dificil când ți se promite o viață de prințesă să ajungi slugă. Dar este complicat să faci lucruri cu care nu ai fost învățat. Să te simți tu bine. Da, mă simt te bine. Te simți în siguranță. Da, parcă sunt la mine, uh-huh, la țara mea. Îl bați pe Adrian când bea. Da. Așa făcea și mama ta? Nu făcea mama mea așa. Mama mea trăia rău cu tata. Dar ce s-a întâmplat? Ce făcea tata aici? Tata o bătea mult pe mama. Mama stătea numai la cimitir, dormea. Pe tine nu te-a bătut? Nu tata? Mă bătea, nu. Nu ai mâncat bătaia de la tata? Nu. Numai frații te-au bătut? Da. Adrian ar trebui să știe și să țină cont de calvarul care a marcat-o pe soția lui. Adrian, ia vino puțin.
Da? Ia ia-și tu un scaun și vino aici lângă noi. Uite, am stat de vorbă puțin cu Aisha și mi-a povestit așa cum a fost viața ei. Tu ai aflat cât a fost ea de bătută, ce a pățit, da, că a rămas povestit fără părinți, da, și a luat o fratele. Că... Da, și plângea Adrian când a auzit treaba asta. Mi-au povestit, la început mi-au povestit treaba asta. De la început știi? Da, de la început, de când am luat-o, la câteva zile după ce am luat-o, mi-au povestit tot ce există. Și ce am zis? Fă-i fata lui Dumnezeu, i-am zis eu. Dacă tu ești în stare să vii ca să facem un cuib de casă amândoi și chiar vrei adevărat, nu să vii să stai o săptămână și după aia să pleci trei. Și acum de ce plânge aici? Că nu... Uite, că ia, ce ți-ai adus aminte? Ia, că nu-mi place că... mie. Frații mei abar n-are de mine, surorii mei, nimeni. Te simți singură, da, și părăsită. Da. Adrian e lângă tine. Da. Și a stat lângă tine în ultimii 7 ani, nu? 9 ani. 9 ani. De 9 ani sunteți împreună. 9 ani, da. Nu deci, uite, nici cu un bărbat atâta. Uite, de 9 ani ai un bărbat alături de tine. Da. Eu acum vă las să discutați. Da. Aici te rog foarte mult să-i povestești. Să-i povestești tot. Adrian tot ce mi-ai spus și mie. Da, da. Stai de vorbă și-i povestești prin tot ce ai trecut. Da. E foarte important ca Adrian să știe. Sunt multe lucruri pe care, dacă el le află despre tine, altfel te poate înțelege și altfel puteți să comunicați amândoi. Da, da. Tu ești un om care a suferit foarte mult. Aoleu, da, ce am suferit? Vai de capul meu. Vă las acum, vă las să vorbiți. Da. Și să aveți grijă de voi. Da. Da. Cu bine. La revedere. Română. La revedere. A doua zi, cafeaua de dimineață este un nou prilej de păruială. Să-mi dai și mie o gură, haide să iau și eu de la tine. Nu-ți dau nicio vărs. Dacă nu-mi dai, vărs. Eu. Nu-ți dau eu, de ce să-ți dau? Că te ia mama dracu dacă nu. Pleacă-mă de aici. Nu vezi ai nicio... Nu-ți dau nicio cafea, nu mai bea. Și pe asta ai vărsat-o? N-ai voie să bei tu. Te la ora asta te scol, de ce da? Să mă bați? Așa, vrei pentru că ai vărsat cafeaua aia. Pleacă-mă. Nu fii tare în gură cu mine. Nu fii tare în gură cu mine că te bat. Pleacă-mă, că plec, nu mai ce spargi atât. Nu te muncește, producă, nu mai stai. Ce să te aduc, nu ți-am adus destule? De ce stai în casă? Nu fii proastă la gură. Te culci până la ora asta? Uite, văd că m-ai făcut un pic aici. Nu-ți dau, pleacă de aici. Pune și mie o gură. E cafea mea, n-ai gură. Pleacă de aici, nu-ți dau nimic. Ai vărsat-o? Ia-ți și bea. Să fiu a dacă nu te-ai bat. Să fiu a dacă nu te-ai bat. Vino încolo la mine. Vino încolo la mine. Vino încolo. Să fii de prost, mă, de ce dai mine, mă? Pleacă de aici. Pleacă că îți dau. Am aruncat și țigara. Pleacă de aici că îți dau cu masa. Am aruncat și țigara și viața. Mă bat. De ce mă să-ți dau neapărat țigări să fumez? Cafea. Pleacă de aici. Pleacă nu iau. După mine că te bat. Tu de ce dai în mine? Eu să nu te bat, tu de ce? Tu și eu le așez. Bună dimineața. Da? Să rămână de mâna. Uite, nu mai aveți să mă omorâți aici. Mă omoare boschetarul ăsta, bețivul ăsta. Ia uite, doamnă, am cerut o țigară, ia cu țigara, cu cafeaua și ia uite. Păi tu de ce mă bați, boschetarule? Ușor, 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 calmați. De ce mă bați? Stați că nu înțeleg. Aișe, ia o pauză. Da, doamnă. Vreți o pauză, ia. Hai că iau. Au vărsat și cafeaua. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu cafeaua? Eu m-am trezit acum. Așa. Și când m-am trezit, am găsit-o cu cana de cafea și cu țigara. Mă rog. Și i-am zis, dă-mi să-mi iei și mie un pic de cafea și o țigară dacă ai. Nu s-a plecat la muncă. Să scolă la de aici, doamnă. Și n-a înțeles și n-a vrut să-mi dea și a început scandal. Bun, nu, ai cafea în casă? N-am. Ai bani de cafea? N-am decât 10.000. Scoateți banii să luați cafea. Te duci tu să iei. Nu te duci să iei nici un leu. Ieși afară, ieși afară. Stai că era aici 10.000. Ieși, ieși, ieși. Nu îți dau nimic. Era 10.000. Nu te duci al... să fii de boschetar. De ce, de ce sunt eu? Da, de ce? Stai că te bat dacă de nu mi-i dai. De ce să mă bați pe mine? Păi dacă nu mi-i dai? Ce prima? Stai cu minte că te bat aici. De ce nu mi-i dai? Potoliți-vă. Deja iritat că nu a primit cafeaua, Adrian își aduce aminte și de vasele murdare. Ia uitați, și ce să-ți fac? Și ce să-ți fac? Să-ți spun eu vasele? Uitați, doamnă, cum le lasă. E, și ce să fac? Cine a făcut de mâncare? Dacă nu veneați dumneavoastră, așa era o săptămână. Cine a făcut de mâncare? Ea a făcut și așa le-au lăsat. N-am spălat că n-am apă. N-am avut apă de ajuns, n-am cu ce să le frec, și nu le-au să uită numai la mine, cum vine treaba așteaptă asta? Așteaptă să le fac eu. Voi chiar n-ați învățat nimic de ieri? Nici unul dintre voi? Ba, păi am învățat, dar nu vrea să le facă. Aici, cred că degeaba am vorbit ieri. Da. Păi da, ești de acord cu mine că am vorbit degeaba. Spune și mie până la urmă de ce m-ai chemat. Ca să vedeți că îmi face eu mostarele, nu mă ajută cu nimica, numai eu, de unde? Aici, eu cred că... Ceea ce îmi spui tu acum sunt scuze pe care le găsești mereu. Da. Nici tu n-ai făcut nimic. N-am făcut. A rămas că tu ești cea care speli vasele? Da. Și? Uite că am spălat acum. Acum? Da. Dar eu trebuia să le găsesc făcute. Ce v-am zis eu să faceți? Nu m-a ajutat, numai eu singura.
Da, ai început să faci ceva? Ai mișcat vreo cărămidă? Da, am aruncat deja. Ia, uite acolo, arată și mie câte. Uitați. N-au făcut nimic, doamnă. Alea sunt aruncate de alarteri. Nu, 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 de ieri. Alea sunt aruncate de alarteri să mor eu dacă nu le-a aruncat. Nu te jura, fie prost, nu minți. Că eu nu simt, mint eu, că nu, de alarteri sunt nu acolo, e adevărat. Doamnă. Ce ai făcut, Adrian? A stat, a dormit, a băut, s-a dus în sat, a făcut pe datorie. Eu cred că voi chiar nu vreți să faceți nimic. Amândoi sunteți puturoși. Putrus, da. De-abia vă da pe pământ. Amândoi sunteți. Adrian, nici nu ești mai bun. Nu se vede nici gospodărie în care muncește bărbatul, că și bărbatul are sarcinile și treburile lui. Nu se vede nici gospodărie în care femeia muncește. Adriane, îmi pare rău pentru voi. Astăzi nu mai bei cafea. Asta e, ai dormit până la 12, nu mai bei cafea. Să vă văd cum faceți astea. Nu mai te uite numai la mine, fial de prost. Să vă văd cum hai faceți. Să facem amândoi. Du-te cum începeți cărămizile aici? Muncește amândoi. Și tu și eu. Dar nu te mișca în talent, da? Mă, la voi nu se poate decât cu armată. Ia. Yeah. Vreți armată? Facem armată, fraților. Măcar cât sunt aici cu camerele pe voi. Ia. Dă-te mai încolo. Unde să mă duc? Mai. Așa și le arunci încoa. Dar mi le arunci frumos, că dacă altfel îți dau cu ea în cap, Adrian, dacă nu. Adrian, cu minte, repede. Bă, dacă Adrian, îți dau cu ea în cap. Na, cât de repede. Repede. Nu pot, că sunt femeie. Ești femeie? Da, și n-am putut. Aici, când faci o treabă foc al lumea, lasă cârpa aia din mână și pune amândouă mâinile la muncă. Ia scana de aici. Adrian, de nu e bun. Se poate să vorbești cu un ton mai ușor, mai civilizat, să nu mai țipi să te răstești așa? Da. Ia, fă un efort. Să nu cadă pe tine. Ușor, ce ușor. Ce mine de mine? Ușor să nu mă accidentați, că nu vă duc la spital acum. De ce ieși pe alea? A zis doamna să nu iei pe alea. Ne-a fost discuția să nu mai tonul vorbim, da? Jos. Gura închisă, ia, munciți în liniște, că se poate. Și aveți mai multă energie să munciți. Aia e mizeria, aia la gunoaie cu ele aici. Și sticluța, hai. Hai să mergești tu pe acolo. Și chestia aia roșie de acolo, până hai. Eu buturugii. Așa, e, ați văzut că se poate? Zici și mie aici, cum poți să zici că nu face nimic, că uite-l că muncește. Da, muncește, nu muncește, doamna. Nu munce, acum muncește, face nu? De rușine. Eu nu văd bine acum. Tu ce faci acum? Eu fac treabă. Aha. Deci tu muncești, el nu muncește. Muncește de rușine el. Nu contează. Tu acum de ce muncești? Care e motivul tău? Păi m-a pus forțat să muncesc. Eu te-am pus. Tot de rușine. Știi să vezi paiul din ochii altuia, dar pe al tău nu-l vezi. Munca este sănătate curată. Unii preferă să fie bolnavi. Dar uneori, de rușine, sau poate de frică, cine știe, încep să muncească. Gata, ați terminat? Haide, pune mâna la treabă. Ce să fac? Dacă ai terminat, ai terminat. Ați terminat? Da. Nu știu că rămâi de mai încolo. Haideți să stăm un pic de vorbă, ia. Ia veniți încoace. Hai la apel. Da, doamna. Ați văzut că se poate? Da, se poate, Adrian, doamna. Se poate? Se poate. Dar numai la treabă mă pune, m-am și răcit. Păi și nu trebuie să faci? Bine, treaba Aișe, asta. Aișe, numai gura de tine de reproșuri e. Dar când e să faci treabă, e, o faci cam în reluare, așa. Cam cu ce mai fac și treabă, doamna, dar cât să fac? Și cât gura, mamă, cum înjuri? Și cum vorbești? Și ce ton ai? Te-am văzut cum făceai. Și mi-este clar că este un obicei pe care tu l-ai mereu și mereu și mereu. Băi, nu se poate să vorbiți așa. Aișe, o femeie nu vorbește așa. Aia nu-i femeie. Cuvintele care e...